Bănci cu Saudi? Tot normal? Așa. Și dacă noi să... Am să vedem, pentru că mai trebuie să nu știe că am bună seara. Dacă eu când vorbesc așa, seara, târziu, stres, așa, așa să fie mai ok, dacă o să... Taman și voi să ascultați. Așa. Da. Nu, că dacă ceva pune muzică. Deci, noi suntem gata să începem. Și ne a venit un târziet. Bună seara! Avem o oră, două, trei la dispoziție și eu mă bucur că voi sunteți aici. Noi azi discutăm despre trei lucruri importante. Primul lucru, avem o temă, rețele sociale la cheie, o temă care este un motiv pe parcurs să-l descoperi, de ce eu cred că încă este relevant să faceți un check azi pe rețele. Al doilea motiv care nu s-a oprit era că în spatele vostru trebuiau să fie 40 de studenți, pentru că facultatea de marketing ne-a rugat ca noi să adăpostim niște studenți la oficiu, noi suntem cu oficiu aici la blocul Q, și să le arătăm ce înseamnă agenții de marketing și școală și tot asta. Și pe urmă să invităm și la eveniment. Ca ieri să aflăm că studenții și-au schimbat planurile și ei nas și ei. Deși ea sănătate lor, a? Da, au balboboșilor. Sunt mititei încă. Azi crească, azi plătească și pe urmă azi vin. Așa că azi o să lucrăm în formatul ăsta. Și al treilea, pentru toți cei doritori care o să meargă în profesie, azi vă povestesc despre Restart Social Media și despre ce înseamnă asta pentru viitorii specialiști. Bun, haideți să facem o leacă de cunoștință. O leacă de tăt. Cine este antreprenor? Nu cine se crede, dar cine este. Unu, așa, restul net, dar speț, specialist, marketing. Să mă iau și targetolog. Și vă, eu și ne Cto ia, știu, vă se vea nazvați specialistăm. Eu mă sunt tare inconfortabil că sunt mai sus ca voi, serios. Eu azi mă urc periodic, dar parcă sunt la lector, de scena asta trebuie pe voi mai sus, cred că e ridicat. Cine n-are treabă nic cu marketingul? Dați mâna jos! Vă sunteți acel plus unu? Care l-a adus pentru că nu avea încotro? Ok. Eu spus unul. Bun, sper să nu vă fie trist aici la noi despre marketing. Haideți să începem, totuși să mă ridic. Harta marketing, multichannel, împachetare, securitate. Asta este tema și vreau să vă faceți un check. Dacă în urma la ceea ce azi noi discutăm, voi bifați măcar de la 7 la 10, că la voi tot e ok, înseamnă că, believe me, tot la voi e ok. Eu mi-asum acest element. Noi, în general, tot ce țin de social media, suntem deja tare de mult în temă, bătrâni aproape. Cine prima oară mă vede? Ca să-mi dau seama... Azi, da. Jiu, cum la un eveniment cineva s-a prăghetat că Dumitru, dă-ți dau mâna că te văd jiu prima oară. Restul e digital, înțeleg. Pandemia, carantină, care cine... Eu lucrez în social media deja de 8 ani de zile. Avem peste deja 5.000 de absolvenți în instruire. Am agenții de digital marketing, ASAP Digital Team, este agenția care se ocupă cu promovarea companiilor și aici avem o experiență extrem de mare pe partea de înțelegerea pieței. Există Mentor My Business, un program de consultanță, peste 100 de companii care deja au beneficiat de produsele noastre, dar tot a început în 1988, când eu m-am născut, mai timp că aici este... nu se vede asta. Și am făcut agenție de nunți. Și ne-a fost în business-ul ăsta. Dacă în perioada anilor ăștia voi sau neamurile voastre întâmplător au avut nuntă, este mare șansă că buchetul nireasă era făcut de mine. Pentru că ăsta era business în care eu făceam și arca, și căram, și baloane inflam, căroci tot ce nu vrei. Și el mai tare și nu ne-a plăcut în business-ul ăsta, e un lucru. La ora 4 dimineață să descarc mașina cu decor. Asta era prost. Eu am ieșit de acolo, o angajată de noastră a cumpărat afacerea asta și eu m-am dus în angajare. 2015-2017 am fost angajat primul la Niagara Fitness Club, am fost SMM-șic angajat, tare pricol, n-a apărut nici jobul ăsta pentru că abonamentul de fitness era inclus.
Asta era un bonus de ăsta. Pe urmă, mai este încă un bonus la altă companie și eu mă prindem și de tare ocluiem la bonusuri în angajare. După care, împreună cu Mihai Hargel și Alina Andriuță, noi am lansat compania Marsala Performance Agency. Această companie a trăit vreo 3 luni de zile și a murit, pentru că nu s-a prins ceva la noi. Dar, între timp, am plecat iar în angajare. Deci am fost angajat, am început să fac un fel de freelance și era compania Granat, Artur Gurău, în care eu pe part-time am fost pe digital strategie. O experiență extraordinară pe timpul acela, anul 2015, pentru că social media nu exista ca fenomen. Atunci era moda să postezi 3 postări pe zi, așa era, puneai $5 pe Facebook și Chișinău era tău. Adică era blagădat pentru cei care erau primii. Și aici am avut ocazia să lucrez cu proiecte mari, proiecte guvernamentale, cu companii mari, Orange, holdinguri mari. Eu mereu în cursuri zic câteodată că în cadrul companiei este, eu am instalat pixelul la Orange. Cu Orange pe timpul acela nici pixel nu avea. Și noi atunci am avut ocazia să avem atingeri cu niște proiecte tare faine, datorită experienței Granat. Ceva pe urmă Granat a dispărut, practic a fost tranziția mea către antreprenoriat. Dar înainte de asta am fost angajat social media la compania OmActiv. Este Aquatrade holding-ul, Daniel Balaban a fost directorul meu, el a fost director de marketing. Și a fost o experiență tare faină pentru că acolo eu trebuia să creez parte de conținut. Eram destul de haotic, dar să vă imaginați, în perioada asta, în general, se forma piața la noi. Numai apăreau primele, pierve prahădimți, în general, erau în zona de social media. După care eu am fondat compania SAP cu partenera mea, Alina Florea, și a început calea de marketing și social media marketing. Primul training a fost la iHub, organizat de Angry Business, era pe atunci Angry Business-ul. La cursul lui Alina Andriuță de vânzări, am ținut un speech despre social media. Era primul meu ieșire în scenă și azi noi suntem deja, cred eu, destul de mari, dacă o să vreți să ne tăguiți, apropo, sau să aflați mai multe informații și în prima oară. Talmazan Medesu, talmazan.school, în orice rețea socială se poate de afla. Ăștia sunt oamenii cu care eu am lucrat. Slide-ul ăsta nu sunt toți. 8 ani de zile, peste 5.000 de beneficiari. Asta este activul de bază care n-a să îl iei nimeni. Poate să schimbi piața, poate să apară concurență, poate să plec unde nu aș pleca. Companiile care sunt aici, pentru o măsură oricare, cu cineva am avut ocazia tete-a-tete, cu cineva în parte de instruire, cu cineva în parte de mentorat, cineva în parte de promovare. Toți ei au contribuit la un anumit moment ca eu să înțeleg ce înseamnă social media. Și azi, eu zic să pornim și să vedem ce, în general, este toată zona asta. Vă spuneam, sunt 3 zone prin care eu cred că fundamental. Ar părea că social media este despre super performance, marketing, dar noi azi încă, făcând anumite audite, întâlnim că se fac erori foarte simple. Deci se fac niște greșeli de clasa întâi. Niște greșeli foarte simple și asta e un fel de parcă știu? Nu, voi doar știți că sport trebuie de făcut. Nu știi? Ajut. Asta nu-i sex, asta e sport. Căruci, e altceva acolo. Dar tot obosești. După lucru mai ales. Da. Apoi e ca tot știu, o parte au abonament, da? Sunt care au abonament și o parte se duc. Deci pâlnea de marketing în fitness e să îngustează cine se duce și cine are înțelegerea de fitness. Păi iată, azi o să vorbim despre anumite fundamente și cu drag o să avem și o sesiune Q&A, poate voi aveți niște întrebări care genul e ca vă doare. De ce? Pornesc cu o teorie înainte să ajungem la punctul. Cum înțeleg eu partea de marketing? Deci, prezența în social media trebuie să acceptăm, să fim de acord, vreți voi asta, nu vreți, dar e parte din marketing. Din păcate, la foarte multe companii, social media, văpși, asta e marketingul. Adică nu e marketing, este asemănșcu, e tot vezi mir marketing văte campanii. De ce noi putem să-l diferențiem marketingul online, care e foarte popular, și marketingul offline. Frumoasa rocică care presupune că marketing offline sunt tare multe lucruri,
care foarte mulți din voi nu o să le aibă niciodată și asta este absolut normal. Și există marketing online care după pandemie mai ales s-a activizat extrem de mult, în care sunt foarte multe lucruri. Dar nou la MBA, imaginea asta o am de la, am avut privilegiu să trec MBA-ul în Londra pe securitate cibernetică, nouă ne arătau că marketingul trebuie să arăte ca așa. Asta este o multitudine de conexiuni, procese, care formează marketingul. Am avut ocazia, cred eu, să lucrez cu companii foarte mari din Moldova, holdinguri, cu companii internaționale. Cel mai mare proiect a fost în Canada, bugetul de marketing 1 milion de euro pe an. Asta e ceea ce noi trebuia să administrăm. Deci este extrem de capacitate mare, la nimeni n-am găsit așa ceva. Numai la lecția de la MBA. Deci aia și eu o arăt, nimeni nu se folosește, dar te zic că și trebuie. Abia că așa ceva, asta este ireal. Să ai așa un fel de conexiuni dintre foarte multe canale. De ce noi spunem că marketingul ca tare, asta este practic social media. La foarte mulți. Ori pornește de la social media. Și ar fi fain să înțelegem că noi, pe măsura nivelului nostru de absorpție, este spirala. Este start-uperii, sunt oameni care câștigă 1.000-3.000 de euro, sunt oameni care câștigă 5-10.000 de euro și 25.000 de euro în sus. Asta e vorbesc profit. Asta este începător, mediu și business conștient, care are profitabilitate 25.000 de euro în sus. De ce social media, statistica... voi puteți să vă informați dacă întâmplă în sănătatea celor care ați venit de urmă voastră. Pentru că vânzările online, în mare parte, vedem categoriile de vânzări care azi cresc în online. Deci procedura de vânzare se face în partea de online. Strategie multichannel. Deci statistica, cu marketingul, cu online-ul, cu social media și strategie multichannel. Pentru companiile care vor, sau client, dacă voi sunteți social media manager și clientul vostru, business-ul, câștigă de la 3.000 de euro în sus profit pe lună, voi deja trebuie să vă întrebați ce înseamnă strategie multichannel. Și probabil voi ați auzit că există diferite nivele. Eu aceste nivele un pic le înțeleg, le accept în teoria marketingului, dar la foarte multe companii ele nu sunt aplicabile. Voi ați auzit despre tofu, mofu, bofu și ne auzit. Eu chiar vorbesc în marketing, tofu, mofu, bofu, există halodnă auditorie, teoplaia și grecea. Există nivel când omul știe ce vrea, dar nu știe, nu. Când nu e conștient de problemă, când este conștient de problemă, dar nu e conștient de soluție, când e conștient de soluție și tu îi dai alternativă. Tot asta este foarte frumos și tare des frumos în teoria, cu decurs, e tare gine să învățați. Ce am observat noi din ca multitudinea care noi o avem? Că sunt trei comportamente. Deci din tot marketingul aș reduce la trei comportamente. Primul comportament este că oamenii aleg și dedică în ecosistemul lor mental ce fel de platformă vă răspunde la întrebarea unde eu mă uit. Explic pe urmă. Al doilea, ce fel de platformă răspunde la întrebarea unde eu vorbesc. Și al treilea, ce fel de platformă răspunde la întrebarea unde eu cumpăr. Adică dacă voi să vă auditați pe voi, voi o să acceptați, într-un final, ideea că bronarea la salon de frumusețe voi o faceți în Instagram. Adică ți-e comod să intri pe Instagram cuiva din voi și să scrieți, bună ziua, pe data de șase e liber? Și spui, e liber, programați-mă. Chiar dacă brandul ăsta are site, deci voi vă padlu obraznă găvrează, vă duceți pe site și să faceți acolo conversia. Voi în viață n-ați comentat videourile de pe YouTube. Dar sub Facebook, câteodată îi turnați tot ca să vă calci pe coadă. Prostă, o lecțăcă și hei, încolo se duce. Adică noi avem anumite platforme în care noi ne uităm. Spre exemplu, Instagram, TikTok. E că TikTok-ul noi ne uităm și voi ați vă prindeți pe ideea că voi ați văzut așa pricolne video, dar nu știți de cui. E că și ne autorul, habar n-ai, dar e că așa video. Chiar mă tin că undeva ai salvat și când vrei să-l arăți cumva, nu zici, intră la Talmazan pe TikTok, dar zici, ia uite video și picolini și-l arăți. Pentru că nepaneatna Juan Gian Giun cine e acolo. Da? Adică noi, dar sunt platforme unde voi sunteți safe. Spre exemplu, cineva în WhatsApp, cineva în Facebook, cineva în Telegram, cineva zici că e în Signal, că acolo nu se ascultă și, dar voi doar om serios sunteți, voi vă duceți acolo unde nu vă ascultă. Pentru că... Bărbatul ți-a zis, stai și-o odată și te-a auzit. Și cumpărarea. Cumpărarea, la fel, este, spre exemplu, foarte greu, dar aici, paradoxal, foarte greu să vinzi anumite produse pe Facebook.
Dar sunt produse care numai pe Facebook se vând. Voi niciodată nu o să priviți alegerile parlamentare pe Instagram. Voi să vă uitați pe Facebook Live. Sau pe YouTube, dar acolo n-a vrea, că-i strămnă. Dar pe Facebook e tare comod. Deci, în real time, se poate văzut ce zici și... Cum se cheamă instituția asta? Privesc eu. Aha, privesc eu. E că acolo, ați văzut? Există aceste informare comunicare. Privesc eu la cineva. Dar cineva zice că nu, că e zgalgen, vechi, ceva, așa, bătrânei, parcă nu-s modne. Asta este despre comportamentul consumatorului. De aceea, noi o să trebuiască să ne răspundem la întrebarea noastră. Unde clienții mei văd? Deci unde ei trebuie să vadă de mine? Unde ei trebuie să își spune feedback-ul, să comenteze, să interacționeze, să facă engagement rate? Și unde ei cumpără? Deci unde ei trebuie să vadă ca să cumpere? Că nu o să fie așa că voi spuneți un penthouse pe, nu știu, pe Instagram și la cineva îți vândă și la TikTok vă să vândă. Și aici trebuie să acceptăm zona excepțiilor. Eu, din păcate, nu pot să operez cu zona excepțiilor. Eu știu că sunt produse foarte scumpe care se vând și în stores. Dar cel mai des, dacă să vă iau ca medie de consum, cel mai des în stores oamenii când se uită, ei nu conectează creierul. Când se uită în TikTok, ei nu conectează creierul. Adică ei se uită în araslabonii. Tu când intri în TikTok seara, tu vrei să tupești. Și dacă se nimerești un content interesant, un tip, dar tu în principiu как бы не прочь, ты учишь, cum un coș sparge, не прочь, ты учишь, cum construiești o masă, непонятно, jumătate ceas, tu учишь, cum o turna, ceva, nu șlifuiești, pe urmă. Adică noi, în general, vrem să deconectăm creierul pentru că o leacă trebuie de relaxare. Dar când te uiți la YouTube, cine când se uite la interviu la YouTube, face full screen. Nu, tipa, e ca te uiți la dudi, ți-ai pus pirojinca și full screen. Deși, nix nu deranjează. Dar voi ați observat cum se uită copiii voștri la desene animate pe YouTube? Niciodată full screen. Excepții vor fi, dar uitați-vă la nepoți, cine are, cine e moș, chiochi. Uitați-vă cum se uită copiii până la 12, 13, 14 ani la desene animate pe YouTube. Deci YouTube are trei forme de imagine. Este imaginea mică, imaginea medie și full screen-ul. Apoi ei se uită la imaginea mică, cel mai des, și în orice moment schimbă desenul animat. În orice moment, la dâșă, nu este, ei nu au frică de Dumnezeu, ei nu ăștia care, tipa, nu, dacă ne-am pus, trebuie să ne uităm la urmă, nu, el lor, dacă nu le place, ei ies să-și duc, tipa, nax, noi îți pierdem timpul. Adică, și asta ce înseamnă? Am ascultat chiar în drum spre, prin oraș mergeam și mă uit acum la un interviu, fondatorul Amo CRM. Nu știu cum și cum îl cheam pe ceva cu care intervievează, Alexandru Sokolov, nu știu cum, ceva genul ăsta. Dar nenea este de la CRM, bun antreprenor și probabil vă știți produsul Amo CRM. Deci el este un produs destul de viabil. Și el spune de faptul că ceea ce nu înțeles foarte mulți antreprenori este că s-a schimbat paradigma consumatorului. Nu că s-a schimbat piața, sau s-a schimbat ceva radical. Pur și simplu, în sală au intrat alți consumatori. E că voi dacă vă ridicați, eu deși vă tare ghine, și voi dacă vă ridicați, voi să vedeți că aici în sală există tineri de la vreo 16-18 ani până la avem 40-50 de ani. Adică nimeni nu avea să spus că copil de 14-16 ani poate să facă business, pentru că business înainte făceau numai și care aveau sfeajuri. Acel care e de moș strămoș. Da, sunt pățănașul luat, Shopify, drag, și tatu se uită, ce face el acolo? Dar el într-o lună a făcut cât tatu într-un an. S-a schimbat paradigma consumatorului și asta înseamnă că consumatorul care voi, când faceți content de ăsta nudnui, pe Facebook, pe Instagram, iar consumatorul vostru sunt pățănași fetițe de 18-20 de ani, ei nu se uită, voi vorghiți ca băi ăsta în stenul. Deci asta contează foarte mult la partea din pachetare. Respectiv, când vorbim de strategie multi-channel, noi folosim strategia asta în mentoratele noastre, noi spunem că, uitați-vă, există o serie mare de canale de comunicare. Noi putem să fim și pe social media, unde este Facebook, Instagram, Google, are a lui, events marketing, chatbot, influence, presa, outdoor-ul, e presa, extraordinar canal de comunicare pentru un anumit nivel care o să înlocuiască și influencerii și e foarte crut acolo să faci conexiunea. Există radio, TV-ul, SMS, e-mail, căruci, multe canale probabil voi puteți mai adăugați încă și la voi. Ce voi trebuie să faceți este că voi trebuie să vă apreciați dependența de paradigma business-ului vostru, la ce nivel se află concurența voastră și la ce nivel se află consumatorul vostru. Dacă clientul vostru cumpără
la evenimente offline, poți tu să faci TikTok-uri cât n-ai face. Și el mai gine a să fie să faci, spre exemplu, noi asta implementam în cec mare B2B. Spre exemplu, companii de, spre exemplu, granit. A fost experiența cu un client de nostru, Art Granit. Probabil ați văzut în online când Art Granit a făcut un eveniment. Și la evenimentul cel au fost chemați proiectanți, designeri. Cine a fost chemat? A fost chemat clientul care de fapt o decide pentru voi ca consumator și fel de granit și la voi în casă. Poți tu să faci în B2C, adică vouă să vă spun, vă trebuie granit, dar dacă tu ești om cu bani, tu niciodată n-ai duci să cauți granit. Tu ai duci la designer și îți spui, desenează-mi, implementează prorabul, designerul, factorul care aduce și atunci doar așa gen de evenimente poți să aduc ție clientul ăsta. Nici o căcaită reclamă, bună ziua, ești designer, vin la noi, n-ați să aducă ție acest element. De ce? Înțelegând unde clientul meu consumă, eu o să lucrez pe Facebook și Instagram să creez un branding corect a business-ului meu, asta îi fac să mă vezi. Iar la evenimente offline, eu o să dau să guști. Ca pe urmă tu să înțelegi, aha, iau și ghine asta, magazinele, când mergeți, vă vedeți că vă dă o bucată de cărnișor. Da? Este, poți tu să vezi mezelini și acolo rogob și nu mai este cât nu l-ai vedea. Dar dacă întâmplător tu ai trecut și ai mâncat un cașcaval, nu, tu trebuie să faci față că ai înțeles ce ai mâncat. Pentru că din bucățica și aia tu deamă ai înțeles și ai mâncat și tu, gustos. Și încă dacă vânzătorul ăsta e tare nastârnă, tu încă și-ai cumpărat. El dorit și tu, tipa, tu nu ești loh. Nu, dorim. Nu, tipa, și-ai inima guse pasvolit pal cu calbasă. Pentru că fetița asta atât a făcut pentru tine, ți-o tăie, ți-o dat, dar tu așa... mie îmi place, apropo, chestia asta în offline la magazine, o menționez des, dar îmi place să urmăriți, se cheamă upsale. Dacă corect vânzătorul după ce își ghea vinde, voi cumpărați mai mult. Vreodată ați cerut 200 de grame de cașcaval sau cârnați. 300. Și v-a pus 400. Și e... Știu, da. Las! De al de voi, sunt încă 50 în urmă. E 2 kg de cărnață vândut prost, da? Ups, izvinite, periputa la 5 cm. 5 cm și un iașic de cărnață a plecat. Adică asta e un upsell foarte frumos. Când ups, și tu tipa n-ați zis, taie. Eu am zis 200. Nu, ai ster de astea când ești zăibuci de astea care tipa 150 am zis. Și săraca încleie înapoi tot cărnațul. Deci acolo unde este clientul vostru, acolo el este mai vulnerabil să cumpere. El este mai vulnerabil și dacă produsul vostru este bun, atunci este win-win. Da, voi puteți să faceți un context și contextul este să facă clientul să cumpere, dar pe urmă în online, în offline, a să apară hate-ul. Tipa, am cumpărat, dar e hernia. Deseori sunt produse, când voi asta doar așa spuneți, asta e, am avut noi așa o experiență cu complexul la My Life. Ați auzit de așa complex? Există așa complex? Și nu l-au auzit, Doamne ferește. Eu te rog frumos, eu un pachet așa de frumos, cumpăr cu 40-60 de mii, tot inclus. Nu, tipa, tu intri, vse, ești acasă, nu trebuie să faci reparații, este și mobilă, când vii, te alegi, A, B, C, care variantă vrei, canapea de asta, canapea de asta. Dar așa un trășac. Că după asta te trebuie scoți și să faci așa cum trebuie. Și atunci, upacovca pricolnă, cliunula, tipa conversie a fost bună, dar nu deja le product, și vse, ușa la My Life, asta e așa, un fel de narițatelne, tipa, Doamne ferește, nu mă nucă la My Life. Respectiv, din strategia multichannel vreau să apară un fenomen, care voi să-l urmăriți în următorul an, fenomenul social media performance. Deci, nu toate companiile au bani, sunt la etapa când au nevoie de avea topliva v bache. Da? Este un anumit tip de combustibil pentru că este pentru un anumit tip de transport. Și nu tăți chiar dacă tu poți să ai un bac de avea topliva, tu cu jugulul tău nu vrea, el arde, el prostă n-a spornească. De aceea nu toți au posibilitatea să meargă în strategie multichannel. Mai ales la start, mai ales că nu sunt resurse. Dar noi vorbim de resurse prin tehnica TOB. Am vorbit de ea foarte scurt, timp, oameni, bani. Te ce voi puteți faceți, asta să vă puneți pe foaie cât timp noi avem să îndeplinim KPI-ul, câți oameni trebuie implicați și câți bani noi avem pentru buget, salarii și alte chestii. Și de aici voi, dacă sunteți obiectiv, voi să înțelegeți că voi nu puteți să săriți cu sapă la vârtălot.
Nu, tipa, tu poți să zici noi azi știm și pe Facebook, și pe Instagram, și pe TikTok, și pe LinkedIn, și pe Twitter, și WhatsApp, și Viber, peste tot, caro, ce să mămci cu vostru o afigit, prosta, o zic că când. Și mă arată vă că vouă asta nu vă trebuie, dar el n-a să reușească. Prostă fizic n-a să reușească. Și atunci din strategie plecăm în social media performance și aici avem patru jucători care noi azi discutăm despre dânși. Practic, ăștia sunt, dacă voi porniți de la asta, sistematizați, fixați, îmbunătățiți, mai vă mai rămas niște timp, niște oameni, niște bani, voi puteți să ridicați mai departe nivelul. Să mai luați și zona de Google. Poate Google-ul poate fi primul în general ca canal de comunicare, poate fi influencerul primul, dar dacă influencerul este la voi canal de comunicare, dar social media nu-i, ați pierdut tare mult, pentru că el generează vouă trafic, de acolo nu-i. Este un exemplu, poate nu e atât de corect, dar voi n-ați spuneți. Să spun chestia asta, dar e despre un element, eu cred că pot să spun pentru că eu am spus și persoane în față acest element și este, aș vrea să-l las de aici, nu că tipa, dar să nu faceți voi așa ceva. A fost un eveniment tare cu toi în Chișinău. Cine a fost? Ați fost 2-3 oameni, așa? Cine a organizat acest eveniment? Care? Când am scurtoi, de-am credem că de-am ați vă dat seama, cu Margolan și Simbaev. Million Club, așa. Cine e Million Club? Ha? Nu știți. E ca unul din momente este, asta e ca TikTok-ul. Voi deseori faceți ceva, oamenii zic că, da, nu știu cine. Să vreau să mă duc să mai cumpăr o dată, nu ți minte de la cine. Eu am așa câteodată, când în Messenger caut după cuvinte cheie. Păi cum dracu chemai tu, așa pricolne era și era șofer, dar nu mai țin minte cei. Dacă o să intrați la organizatorul acestui eveniment, el are două poze și 220 de followeri. În sală erau 2000 de oameni, el e vladâcă la meropriatea asta, îi trebuie minimum îi straha, îi uvajenia să dă-i follow la tăta asta. Și atunci este o greșeală extrem de mare dacă nu valorizezi asta. Pentru că tu ai făcut așa un eveniment care eu vă asigur este mare șansă că în Moldova de grabă n-ați și așa eveniment. Pentru că eu am organizat așa eveniment de 900 de oameni cu un minus de vreo... Eu noi ne uitam și... Uvajanie! Și ne merge la riscuri așa nebune. Adică asta e foarte, foarte greu. Aici am conștient că noi eram toți flămânți și oamenii au venit. Dar elementul este că dacă voi sunteți ca business, ca persoană, ca specialist și eu intru la voi în Instagram și eu nu văd ceea ce noi am discutat, Instagram-ul asta este continuitatea voastră. Adică Instagram-ul este ceea ce voi deschideți noaptea. Și eu știu că eu acolo am probleme și eu știu că partea de nouă audiență e scucine. Adică eu asta știu. Eu câteodată mă uit și când eu văd pătrățelele și alea lungi, la mine, zic, cine dracu o să uit? Nu, e că eu am mai multe vânzări decât followeri. Adică eu înțeleg că acolo eu am de lucrat. Eu conștientizez acest moment și eu de ce vreau să vorbesc tema asta azi cumva mai detaliat, pentru că eu știu că asta e greu de făcut. Eu n-ați vă povestesc că voi всего лишь возьмете одно приложение, запрограммируете себе 15 постов, сейчас фальс next, next, сохранить согласен, yes, și la voi прям в жизни, просто la бали, деву, мыни птец, де мыни зведущи, деву. Voi секретul știți, eu vă am zicat. De мыни viața voastră se va schimba. Nu, în spate este o muncă extrem de mare. De ce? Prisma, interfața. Simplu, repede, ce înseamnă interfața în elementul care trebuie să-l urmăriți. Dacă vă este interesant, apropo, voi faceți stories, puteți să ne tăguiți, dar dacă o să vreți prezentarea asta, noi putem în grupul nostru să aruncăm prezentarea. Dacă o să vreți să revedeți pe urmă, pentru că voi doar vreți să revedeți. Nu, câte prezentări am de la training-uri, Doamne ferește, și le pun în mapă, am mapă specială. Cladbișe se cheamă. Acolo, da, acolo, e, Doamne, când o să eu, într-o zi când ați buhneți, știți că am deschis mapa aceea. Dacă prost am zdrâvat și... Apoi, aga, interfață, securitate și content. Sunt trei fundamentale lucruri care trebuie să le facă orice antreprenor pentru business-ul lui prin prisma social media specialiștilor sau prin prisma experienței personale. Ca atunci... când eu voi interacționa cu tine post-factum, eu minimum trebuie să știu că tu ești proprietarul acestui business sau tu ești specialistul în această industrie sau tu ești omul ăsta cu care noi am vorbit.
continuitatea voastră, voi puteți în online și super fain, super veseli, super fericiți și atunci câteodată cred că ați avut experiența când voi interacționați în offline și omul e total diferit decât în online. E că te uiți în online și offline și zici, când ați vină? Când vine asta? Și e fain când asta este o simbioză. Când tu vezi continuitate, păi iată, rețele de socializare, din păcate, ele nu sunt a voastre. Și documental, și strategic. Foarte mulți privesc rețelele de socializare, tipa, Dumitru, asta este Facebook-ul meu. Eu ieșea cu a meu. Instagram, în general, contul e închis. Pentru că e pentru a mei, numai. Puteți voi asta să faceți? 100%. Dar dacă voi aveți rol de specialist, antreprenor, persoană care trebuie să vândă ideea, produsul, care voi trebuie să interacționați, Instagram-ul, Facebook-ul nu e a vostru. Asta este o platformă deschisă, orice poză pe care voi o încărcați în Facebook, automat scopie în sute de servere și e de-amul numai este, voi chiar dacă o ștergeți, credeți-mă, undeva pe Zimbabwe este undeva acolo codată. Adică tot internetul se salvează extrem de mult. Respectiv, noi trăim într-o bulă transparentă în care azi voi puteți să valorificați asta, voi puteți să nu fiți în acest sistem, 100%. Dar dacă voi ați intrat în luptă, dacă voi spuneți, vrem din social media performanță, voi trebuie să acceptați că social media trebuie să fie parte din viața voastră. Așa este perioada, oamenilor asta le place. Respectiv, la interfață, ce reguli noi avem? Câteva detalii, nume, ID, logo, cover, descriere, link, stilistică, conexiune. Astea sunt fundamentale. Eu despre asta 8 ani în urmă vorbim. Asta duhul anilor mei e ochicat. Și eu credem că asta, gata, все, noi am zis și noi până azi, și întrebarea vine în are, dar noi până azi avem întrebarea, Dumitru, care e diferența dintre profil personal și profil de business? Și sunt oameni care nu știu. Nimeni nu e născut cu ADN-ul sămămului în hrebet. De ce? E normal să nu știi, dar dacă ai intrat în dansul ăsta, n-ai dreptul să nu știi. De ce? La nume, nume, prenume, cam buletin. Vă rog frumos. Repet asta, dar azi tare repede, dar să repet încă o dată. Nume, prenume, cam buletin. Fără chisiule 85, Larisca cu Y. Adică, cine a fost în rețeaua socială Mirc? Dinozauri avem? 1, 2. Doamne, eu ne-am stricat prava pisanie prin Mirc ușeala. Că el așa de repede merge, nu știu ce asta, ești mai tinerie, mă zic, de unde? Vă rog, strângeți lunina. Mirc, asta era așa o platformă în care te duceai la Mall Telecom, cumpărai în butcă abonament, nu zicea la tipa la internet, așteptai să facă tipa să vină Strednevicovie să așeze asta în timp și oamenii pe lună zburau, da? Și era pur și simplu că așa mergeau mesajul. Prosta mergeau. Tu intrai în grupuri și te-ți începeau. Asta le pălăsă. Adică acolo nu puteai scrii cum te cheamă și cine ești, pentru că acolo voi plecat. Trebuie tare repede scrii și abrevierile și eu ne-am stricat tot ce înseamnă că te-ați scriu salut, eu scriu alus, adică la mine gești de unul înainte altuia. Și era asta prima rețea socială, tipa din Moldova, în care făceai cunoștință cu fetele. Era el la pescuit, cea la joschi. Acolo era, cine era așa de mare? Că tu trebuie, nu cu spinning-ul să stai, dar cu sniper ca. Respectiv, ce s-a întâmplat la elementul ăsta? Noi am fugit de avatare. Oamenii au început să cumpere de la oameni. Și oamenii deja vor să vadă cine e omul ăsta. Adică ID-ul ăsta și e-mail-uri, voi puteți observa cine dinozaurul, e-mail-urile astea care... Malâșca, Aron, Mail.ru, da? Adică, aia înainte de la mine era Dimca, cu doi de ce. Dar drugul meu era Dimca, cu doi de M. Noi eram care și... și era Yahoo la mine, e-mail-ul, ți-am minte, Dimca, Yahoo.com. Asta era, pe urmă, Gmail, asta era un fel de... De ce? Da, un fel de Elon Musk. ID-ul, în contextul... personal branding-ului, așa zisului, termen frumos din viața noastră, el ar trebui să fie la business, site-ul vostru. La nume, încercați ceva cât mai scurt. Azi oamenii n-au când să asculte. E bine când frumos arată. O să influențeze asta asupra vânzărilor voastre? Nu. Nimic din ceea ce eu o să vă zic n-a să influențeze, e ca asta. Dar e ca dacă asta cu asta, cu asta, cu asta, cu asta, e un procent. Și pe urmă mai adăugați încă performanță în altă zonă. De dorit,
ca poza voastră să fie maximal reală. Profile, eu și Larisa, nu, e ca nu. Era la noi înscris un curs, dar l-am scos noi. Era Viorel, cum acolo era? Viorel, prietenul lui Diana Cacoita. Și în descriere aici scrie, nu mai sunt cu Diana, m-am despărțit, dar Facebook o dat la 60 de zile, căroce, să dea voi schimb numele. Și el, căroce, trebuie 60 de zile și Viorel, prietenul Diana. Diana, precis că e Diana, o scris acolo asta. Dar nume, prenume, cam buletin și logo la fel. Astăzi, dacă voi faceți publicitate, mare probabilitate că voi demonstrați, vă acreditați în fața Facebook-ului. Despre publicitate. Cine vreodată a făcut publicitate sau face? Jumate? Ok. Unul din ultimele update-uri este când voi porniți reclama, știți voi faceți, a publicat. Al doilea administrator trebuie să aprobe asta. Nu știu dacă ați întâlnit asta sau nu, dar deja vine update. Adică vrei să ștergi cineva din business manager? Nu poți. Al doilea, om trebuie să-ți confirme acțiunea care tu ai făcut-o. Deci tot devine așa de complex și mai mult ca atât, persoanele trebuie să fie acreditate în fața Facebook-ului. Intrați facebook.com/ID și acolo există un câmp despre voi, acreditare, mai ales dacă vreți să faceți promovare. Organizații non-guvernamentale, organizații politică, spitale, voi trebuie să aveți categorii speciale de promovare, cum se mai spune. Sunt câteva care trebuie acreditate, asta este politic și ONG-uri. Tot ce înseamnă ONG-uri, politic, trebuie acreditat. Dar sunt categorii speciale, asta este medicina, asta este vânzările auto, asta este imobiliarele, sunt categorii speciale, asta sunt anunțurile de angajare. Voi când promovați trebuie să indicați, aici este anunț de angajare. Pentru că Facebook se uită cu alți ochi la așa anunțuri. El și le verifică, dar se uită cu alți ochi. La afacere, logo. Nu produs. Logo. De dorit, noi avem logotipul nostru în format... undeva, mai și el în format de istorie, căruci că facem acolo, Harry Potter, Neata Șoles, Crovi, dar până la urmă am făcut o versiune simplistă, simplificată, pentru că în feed, când oamenii se uită pe mobil, dacă voi puneți produs, la voi și așa că în 2-3 luni voi schimbați produsul. Și atunci când voi schimbați logotipul, pentru utilizatori asta e alt business. El s-a deprins că voi sunteți ceva roșu cu ceva o pimpăcică acolo nepăneatnă. Și pe urmă voi sunteți în violet, galben, adică în ochii utilizatorului voi pierdeți din branding. Asta înseamnă că nu e bine să fie logotip și el nu schimbă niciodată. Eu nu sunt adeptul, numai companiile foarte mari și tot din cauza de asta, de trend sau de pricol, poate și permite, amuși vine iarna și logotipul punem sani. Vara, el stă în crug de bazin, nu care orice variante de astea, apăgrăvăt ca situația, muși Black Friday, îi pun coarne, chestii de asta. Eu, când vorbim de business-uri medii în jos, nu super mari. Eu nu sunt adept pentru că asta este minus conversie. Deci, pricoale de astea la utilizatorii voștri nu vă trebuie. Cover. Coverul este la business, primul banner a vostru. Verificați dacă este cover. Vă recomand să aveți așa un cover care se cheamă zaglușcă. Ce înseamnă asta? Desigur, voi puneți oferta pe cover. Da? Oferte, amuși Black Friday, spre exemplu. Și la foarte multe branduri noi am observat că Black Friday-ul e trecut, de mâine Sfintele Paște, dar aici încă este Black Friday. Nu prostă designerul încă nu ne-a dat cover-ul și noi încă n-am schimbat. Și asta este absolut normal, la mine fix așa. De aceea noi cum am făcut? Noi am făcut un Cacoita cover care e multisezonul. Nu, tipa, el nu înseamnă nicăi despre noi. Și atunci când noi nu avem, când oferta ieri a expirat, noi schimbăm pe cover-ul ăsta. Când e altă ofertă, schimbăm de un cover activ. Deci este un cover, zaglușcă, care când nu-i nică, îl punem pe dânsul. La voi, la personal, puteți spune ce vă caracterizează. Profilul vostru de Facebook, majoritatea din cei care sunteți angajați, prestatori de servicii, asta este CV-ul vostru. Din păcate, partenerii voștri, departamentul lor de HR, partenerii mari, vă scanează. Fac tracking în online. Și dacă îi văd că comunicarea voastră este numai Malășava, Malahav și share-urile astea, când la oameni Facebook-ul, că ăsta e Google Drive, prosto ei sahraneau себе все в ленту, și prost să vezi zona asta, ei își fac o primă impresie. Este un fel de welcome, bine ai venit. Descrierea nu e pentru toți, dar vă rog, puneți-o. Eu înțeleg că noi, ca cultură, nu prea vrem să ne lăudăm, dar asta este bine. De dorit să nu inventați când ați vă ajute, dar dacă voi aveți anumite regalii, anumite beneficii, puneți, pentru că foarte mulți, spre exemplu, cum eu câteodată fac, văd că cineva mă adaugă în prieteni. Eu deschid profilul să văd, nu, cine e ăsta.
și noi care vreau să drujim. Și eu când mă uit, el lucrează la ProTV sau acolo și sau proprietar la business-ul este, este proprietarul, este. Adică eu câteodată, dacă eu să voi aveți business și eu intru la voi în profil, este mare șansă că voi n-ați spus că, sunt, că business-ul ăsta e vostru. Adică eu puteam să fac cunoștință cu business-ul tău prin prisma profilului tău și tu nu-i faci conexiunea asta. Asta cum eu la evenimentul de azi, la mine este Ion, și ne-am amintit vreo trei și eu zic că trebuie să schimb link-ul în Instagram, stătie cu webinarul din Paul. Și asta tot contează, să faci update-ul ăsta foarte, foarte la timp. Deci aia, tot ce la business asta este, ce voi face, sunt oameni care citesc. Cel mai greșit în marketing vopșe. Tu să fii filtru unicul al tău, o business-ul tău. Tipa, ei băi, dar eu nu scriu la nimeni, dar eu nu sunt pe nimeni, dar eu nu citesc niciodată, dar eu nu mă uit acolo. Adică și oamenii zic, eu nu, înseamnă că nu fac. Sunt zeci de oameni care citesc descrierea despre la pagina de business. Și acolo e gol. Pierdeți în fața Facebook-ului pentru că lui îi place când voi completați câte câmpurile. Dacă timp de ani de zile Facebook-ul n-a scos asta despre, din pagină, credeți-mă, n-a scos cu lui în padlă. În el 10 ori o testat. El o lăsat pentru că asta contează. Deci trebuie să completați și fii tot împachetat și tăciotcă. Link-urile care noi le avem active, puteți să le puneți și ele n-a să vă schimbi vouă viața. Și tipa, n-a să știi că din cauza că business-ul a pus aici TikTok-ul, prea traficul o să ducă, prea... Dar vă ta din zălătne. Un om câteodată vă schimbă vouă viața. Un om. Un client care prost așa întâmplător, o clicați, s-o duci, tu-ți pare că voi... Oare să ajute asta? Noi am avut, azi vă povestesc la partea de restart, că noi lucrăm la acreditare. Am început acreditarea. Și așa s-a întâmplat, eu nu știu, eu știem, dar nu știem, că oficiul nostru a agenției este lângă ANACEC. Nu prea ANACEC-ul și noi, nu prea alături. Și noi la client spunem, în spatele la ANACEC, întotdeauna zicem așa, veniți la ANACEC, în spatele la ANACEC. Azi am avut ședință cu vreo doi clienți la agenție și mă duc și spun, Maria, trebuie să revenim noi la, să pușuim asta cu acreditarea și ceva de genul ăsta și zic, cu ANACEC, Maria, zice, păi uite, aici. Dar eu credem că ăsta e alt ANACEC. Nu, tipă, și eu credem că e de tu da. Noi intrăm la ANACEC, bună ziua, și ies o doamnă. Tare cunoscută, doamnă. Mi-a părut așa de cunoscută și așa era binevoitoare, o zis să mă duc să vorbesc cu tine pe urmă. Când? Da, asta e profesoara mea de la facultate. Și zice, cât almazan? Nu îmi plai la lecțiile mele. Și diva, știu, dar dau-se? Și zice, cât te pricriv eu întotdeauna fetele? Cât las că băie de treabă? Tipa, da, e acolo acasă. Și zice, eu de-al altă ieri te urmăresc pe tine. Eu zic, stelele s-a șlis. Și de unde mă urmărește? O văzut la gusturile, îți discută interviul cu Satoșa, și fetele îi spun, tipa, ia că el este în Instagram și eu intrat să urmărească în Instagram. E ca așa câteodată viața asta te pune, nu așa, dar așa, și tu nici nu știi de unde aschiși traficul. Deci să nu credeți că numai publicitatea să vă salveze, e ca un link undeva în descriere, poate să vă salveze câteodată situația. Stilistica în Instagram e mult mai importantă. Aici voi puteți să vedeți, dar aici la stilistică numai cei care e tipa super zadrotă. Ia ne pare cu zona asta. Și conexiunea cu Instagram. La publicitate, la comunicare o să vedeți mai mult, probabil voi aveți această conexiune, dar verificați dacă ea este activă. Pentru că deseori ea îi schimbă de-astea API connection-ul și voi trebuie să reautentificați conexiunea. Instagram-ul, la fel are aceleași chestii, un pic aici vine o altă zonă. La personal, ar fi fain voi să spuneți cine voi sunteți. La business, eu v-aș propune voi să răspundeți la întrebarea, în primul rând, ID-ul scurt, foarte scurt, cât mai scurt posibil. Cel mai des ăsta e site-ul vostru. Rar când oamenii își fac site-ul, talmazan, scult, instruire, mentorat, social media, marketing.md. Deci rar așa bred este. De regulă asta este ca coita, talmazanscult.media, nu maxim. De ce? Site-ul vostru, deseori, a doilea plus că el e liber în Instagram. Nu tipa numai dacă voi nu sunteți mâncare home și ați spus mâncare.md și că coita l-a cumpărat la om. La om.md era ocupat. Pentru că lângă casa armatei, așa în dreapta se vindeau de astea Buda și acolo era om, apoi era Alora, om.md era că e om,
cărgizonat. Și nici de cum nu vreau să vând numai pe trei de domeniu. Și atunci s-a pus omactiv.md, site-ul. Acum, scurt, aici verificați dacă la voi este descriptorul business-ului vostru. La Instagram-ul vostru personal puteți să vă jucați invers. Uitați-vă, Talmazan MD, Dumitru Talmazan, nu Talmazan Dumitru. Adică puteți să scrieți expert în social media marketing, dacă voi vreți să fiți ca profil personal, să dați zonă de expertiză. De ce trebuie aceste două zone importante? Ele sunt indexabile de Instagram și sunt indexabile de rețele sociale. Dacă voi în Instagram să scrieți instruire și mentorat sau scrieți micropigmentare, voi îți găsiți business school. Nu din cauza că el îți cheamă, dar dacă scrieți business school, ați găsit business school. Adică aceste două lucruri, ele sunt indexabile. Și aici răspundeți la simple întrebări. Cine ești? Cu ce poți să mă ajuți? Și trebuie să fac eu mai departe. Utilitatea este mai presus decât frumusețea. Azi noi trăim în era când voi v-ați săturat de pozele astea în beauty. Știți care te uiți și zici, da, nu. Schwarzkopf când ieși din avion și... Da? Când tu te uiți, da, eu te rog frumos. Adică, în primul rând, cu ce te ocupi tu, fetiță, cu la tine așa locană și dimineața te trezești așa fresh? Adică, noi deja am înțeles că nu există acest element de idealizare. Era o reclamă tare curtaie pe perioada sărășiei, Bounty, Raiska Naslaждение. Doamne, ce reclamă bună! Fetițele și ele în chiloței albi, pe cacele de ceia, și acolo un bărbat musculos și el, Bounty, Raiska Naslaждение. Și asta așa cumpără clasa low când oamenii săraci îi vor foarte, foarte mult. Acum oamenii deja nu săraci, nu la financiar, dar și au mai văzut lumea, au văzut TikTok-uri, au călătorit. Deci ei au văzut ceva în viața asta. Și nu mai mirtu cu, apropo, foarte paralel, foarte scurtă, frizeriile. Țineți minte frizeriile tinereței voastre aici care din Mirc? Că ești la tinereța voastră, ea și cum erau frizeriile? Era Brad Pitt, Angelina Jolie, plakate mari, chiar dacă scrie Larissa Style acolo, dar era, tipa, știți să vedeau la asta? Nu, tipa, ei punea pe Brad Pitt pe ușă și noi intram. Vopși nu era, tipa, și cu voi? Adică era absolut normal. Tu credeai că mai era așa, ce-o să când aici face așa scurtuț? Era tare perioada. ID-ul, la fel ca la Facebook, nu ne oprim foarte mult, logotipul la fel ca la Facebook, zona, vine logo, recognizibilitate, nu schimbăm, nu punem produs. Descrierea, v-am spus, este cine sunt eu, ce pot să te ajut și ce pot să faci mai departe. Mai departe există aici un link, nu-i scrinat, unde e un link. Puteți încercați și să vă scrieți așa un termen, dacă nu știți, tap link. Dacă nu știți ce e tap link sau link tree, asta este un fel de mini landing page pentru Instagram. Aici tu poți să pui numai un link, dar acolo pui link-ul tap link și când apeși să deschide un landing page, tu poți să pui mai multe rețele. Și, mulțumesc. Iactală. Noi am pus aici, tu ia că-i pui YouTube, TikTok, Google, Instagram, Facebook, tu faci cross-promovare în direcția asta. Stilistica, aici vreau să mă opresc. Deci există așa element când voi vreți și stilna. Nu, eu nu spun că asta e stilna, dar un concept. Există când cum ochicat. Cum ochicat așa jotunat. Dacă sunteți specialist și brand, voi să aveți pe capul ăsta să vreți și e frumos. Trebuie să ne vrem și e frumos. Așa se înșeapă în trei cafeniu, pe urmă se meargă în violet, pe urmă albastru. Problema la stilizare este că tu depinzi de ceva care trebuie să iei înainte și iei ceva. Și eu deseori am avut signeaua asta că eu am ceva de zis, dar postilistică ne podходит. Și eu trebuie să inventez ceva ca să apară atunci, ca pe urmă să ai sens, ca atât de videourile și într-o linie. Eu am avut așa perioadă. Logistic din gloță, așa un bred. Că eu intrați la V-Motans și toți ăștia au așa frumoasă, numesc crasivă Instagram. N-are nici treabă cu conversie. Ce trebuie să fie stilistica, trebuie să fie iarăși în baza avatarului clientului. Nu recomand și așa haotică ca la mine, dar depinde care e scopul vostru. Spre exemplu, eu nu am prioritatea să dedic energie la stilistica mea. Eu dedic energie la altceva. Și atunci eu pot să dedic energie la așa evenimente, nu e năcihat în Instagram. Dacă voi credeți că pentru clientul vostru e important și așa curățel, frumușel, și voi ca
ca om de ăsta zadrot, care sunt ăștia pedanți, voi nu puteți cu îi din ghi. Până m-am trăit normal cu îi din ghi, dar mă iată, din a, mă nervează jos, că trebuie să schimb acolo la limbă, să mă mut. Atunci voi puteți încercați elementul. Conexiunea la fel se face în direcția asta. Cine are TikTok? Te-ați avut TikTok? Da? TikTok-ul, întâi au schimbat regulile jocului, la content să vorbim, întâi au schimbat regulile jocului stories-ul. În ce sens? Țineți minte perioada când, înainte nu puteai să înregistrezi mai mult de 15 secunde. Tipa, hop, se opre. 15 secunde se opre. Au făcut un fenomen extraordinar în creatorii de conținut. Noi am început să ne exprimăm mai repede. Deci tu înainte, tipa, pornei, bună ziua, prieteni, adică tu nu reușeai. Și vrei jumătate de zile, eu am zis, bună ziua, prieteni, bine ați venit la cursul nostru, ia că 15 minute pornim, eu și încă 2 secunde rămân eu. Adică mă atrabotă-le motoricul și noi, țigară, suți. Și asta a început să consumi videocontentul. Deci s-a pornit trendul de videocontentul. Tot ce-o dat. El a dat un alt boom, habar n-ai și mai departe. Deci întotdeauna este loterie, întotdeauna șotă de papadiot. Și atunci te prinde algoritmi la nivel de înțelegere. Deci TikTok-ul este destul de strategic pentru foarte multe afaceri, chiar și cei care cred că ei nu sunt despre dansuri. Da? Pentru că în TikTok este despre utilitate, noi azi vorbim la zona asta. Dacă observați, peste tot noi vorbim de aceeași chestie. Nume, prenume, ID, logo, recognoscibilitatea voastră trebuie să fie în toate brandurile. Eu am așa o chestie când creez un produs nou. Eu formez întâi căutarea de ID. Deci, la așa etapă noi interesant suntem. Și atunci eu când spun că este Talmazan, .school, eu vreau să pun 4 logotipuri și să zic că noi suntem pistete ca așa. Ideal dacă va și fără punct, pentru că sunt unele rețele care nu permit punct. TikTok-ul mă tem că nu permite. Și în TikTok e Talmazan School. Adică să nu fim Talmazan School pe TikTok, Talmazan Instruire pe Instagram, Talmazan.media pe Facebook, adică să fii peste tot la fel. Și atunci tu în carte ta de ID-ul și ai pus rețele sociale și tu dai de înțeles omului că tu și site-ul tău e așa, și Instagram-ul, și Facebook-ul, și tu peste tot. Deci ID-ul ideal, dacă voi întâmplător vreodată să creați proiecte, să verificați întâi pe rețele de socializare dacă e liber sau nu e liber. Sunt softuri care multe trebuie să facă. Descrierea aici un pic este că în Moldova, până când TikTok-ul nu atât de bine lucrează ca convertor în ecosistemul personal. Adică el nu este acela care cum e ca în Instagram. Vă faceți content și oamenii vă scriu în Instagram. Din TikTok oamenii duc sau YouTube sau Instagram. Adică foarte puține vă scrie în privat. Ei de regulă migrează spre alte link-urile. Da, în două sunt. Și la stilistică aici nu este stilistica interfației de consecvență, relevanță și o temă. Când noi vorbim despre TikTok, cel mai trist la TikTok, la 4 eu să mai menționez, dar cel mai trist istoria TikTok-ului este 1, 3 videouri pe zi. Asta e cel mai trist. Nici eu nu mă țin de asta. E foarte multă muncă. Efectul e tare mare. Efectul, cine poate, o să rupă din piață foarte mult. Aceeași idee să bate în același punct jumătate de ani de zile câte 1-3 videouri pe zi. 1-3 videouri pe zi. Și cel mai important, o să auziți la 10 de speakeri în TikTok, să nu vă uitați la rezultatele voastre. Adică faceți video fără să te uiți. Știți sindromul ăsta? Eu încă l-am, apropo, când faci refresh în speranța că muși acolo că de urbaniot. Și tu te uiți și fiecare jumătate de oră tu faci refresh. De parcă de la asta ceva să știe. N-a să știe. Prosta, focusul trebuie concentrat spre creare. Dar acolo el singur se capitalizează. Și să înțelegeți că 300 de vizualizări... Unde sunt 300? N-avem 300, la noi 1000. Ai 300 undeva vizualizări, totu sunt oameni. Noi am intrat într-o era antreprenorială în care unii s-au vândut ideea că voi trebuie să știți unul milionari, doi, să aveți cel mai mare holding din posibil în zona asta și de dorit mâini. Tare repede, tare ușor și tare mare.
Și Crutăr și în sală și e mai 150 de oameni, dar vreau ideal și balconul și încă la ușă așa tot stai, ștet piața de Hrat Almazan a fost prin sumă de oameni. Pe când asta ar însemna că eu am în vedere că 50 de oameni asta e nu taxi, bine. Nu voi sunteți taxi. Dacă erau 300, e că eu maladeț atunci. Avea că ideea asta este și despre conținut. Nu neglijați acești 1000 de oameni. În spatele acești 1000 de oameni sunteți voi. Și când voi vă uitați și ziceți, o, pricolina, și ai pus like, eu trebuie să apreciez asta. Și atunci voi trebuie să nu mergeți pe cantitate. Eu înțeleg cu, la mulți trebuie. Noi avem clienți la care sunt milioane de vizualizări. Da, atâta voi nicio nimineață. Oricare el un milion de vizualizări la video. Numai maxim dacă el devine speaker și arată la atât cum are un milion de vizualizări. Atât și restul cu o milion, normal. Acolo jumate se induș, jumate se nepaneacne. Aici nu avem din altă naționalitate. Nu-i de rău. Eu, vara asta ne-a chemat sindicatele să povestim despre social media la studenți. Și au nimerit la una din grupii, care au patru grupi, la Vadlu Vodă, au nimerit facultatea de medicină. Și eu le povestim despre TikTok și le spunem ipoteza acest exemplu. Că nu trebuie să vă mergeți după asta. Că acolo când la tine sunt mii de oameni, acolo sunt induși, ăia ăștia. Și ultimul rând erau doar învață la medicină. Și ăștia tot s-au întors la ăștia. Și eu zic, băieți, scuzați, nu am avut în vedere. Adică, deseori, în spatele la milioanele de vizualizări, nu stau clienții voștri. Nu cât deseori, întotdeauna. Noi în Moldova, dacă avem 30-50 de mii de oameni zi, în TikTok, restul sunt români, și restul văpșe încă ișe dalșă. Și cât mai sus buricul se vede, cu atât mai mulți Abdullah vouă ați vă scrie. Și atunci, nafic vouă asta vă trebuie. De ce eu aș spune că voi trebuie să creați conținut, pentru că voi nu puteți să nu creați conținut. Doi, voi nu trebuie să vă uitați la cifră. Cifra nu are nicio treabă cu câte vânzări voi să faceți. Ea contează, ar fi bine să crească, dar credeți-mă că câteodată ca în zona de montaj, chiar și cu Alina discutam, zona de montaj la videoudistă, zona de montaj la videoudistă și câteodată un video tăiet din webinar, văpșe câteodată faci un video super production și ne tăi. De ce? Pentru că nici voi nu știți, nici eu nu știu. Și cineva, dacă vreodată ați vă zic că el știe ce video trebuie filmat ca și gine, credeți-mă că e deodată naioc. Nimeni nu știe. Și au rezultat numai și ei care fac în fiecare zi video constant de am jumătate de an. Și net din când în când mai împușc ceva. Și atunci, na fone etăva, și toată da una slucează. De ce? Dacă voi nu sunteți gata să investiți timp în zona asta, o să fie foarte greu cu acest canal. Dar canalul e foarte, foarte fain. Aduce rezultate tare interesante. Cu YouTube-ul. Cine ca business este în YouTube? 1, 2, 3. Dar cine are business? Dar de ce nu sunteți în YouTube? Ia spuneți. E ca de ce nu YouTube? E ca de ce TikTok? TikTok, dar YouTube. YouTube. YouTube e ca o librărie de asta electronică, eu așa o consider. Da, adică tu ca consumator. Când am nevoie de informații, hai să luăm gen reparație mașină, da? Așa. Eu 100% caut. YouTube. Așa, cum se repară? Da, tu repari mașini și frezezi? A, am crezut că tu, eu mă uitam, ba. Ok, am crezut că e tipa ori, cui trebuie abrașați? Cardanul sau Ciolca? Leho. La mine priceam același video. Eu am înțeles cum Cardanul, deși și Ciolca îi spravimse. Da, și tu. Agent în imobiliar. Așa. Adică abia am început. Ok. YouTube Shorts. Okay. YouTube Shorts la tine. Prost au... în cosmos. YouTube-ul este un canal... Eu n-am vorbit azi despre... Ok, a spomenesc că îmi place sexismul, un exemplu sexist, dar îmi place, să-l spun mai încolo. Când noi vorbim despre YouTube, YouTube este greu. Simțiți, m-am spus că voi când vă uitați la YouTube, vă faceți full screen. Voi îi dați o valoare, o importanță. Că colegul nostru cine a spus acum, eu l-a spus că eu, căruci, nu mă duc la YouTube așa că stau un rând în magazin și dă-ți mă uit cum se schimbă cardanul. Da, adică eu, cac bă, în serios eu relația mea cu YouTube-ul. Tipa, eu mă concentrez, eu am o problemă, caut o soluție, sunt gata să ascult 30 de minute. Eu dacă chiar mai fac next, dacă când eu mai pus time code și eu mă duc deodată, interviurile, adică YouTube-ul se consumă conștient.
Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu numai voi așa consumați. Și alții așa consumă. Înseamnă că dacă voi aveți business și voi puteți să creați content conștient, el pe TikTok n-a să consumi niciodată. Pentru că pe TikTok oamenii îți duc așa un fel de motivație. Da, spre exemplu, eu să explic pe TikTok despre Pixel, asta este prost, tai vinile și culc-te și stai și așteaptă. Adică asta e, vapși n-are nicio treabă. Și apropo, fișca asta eu am înțeles-o alaltă la un obiet, povestim, cu Alina discutam despre un client de-a nostru care m-a sunat, potențial client care a fost, m-a sunat și un audit la contul de publicitate. Era un training și acolo a fost instalat incorrect pixelul și setat publicitatea incorrect, absolut incorrect. Deci acolo era sleeve de 200 de euro plus timp plus webinarul era peste câteva zile. Specialistul, freelancerul, a luat 200 de euro pentru asta. Acest specialist mai este încă și trainer, predă cursuri cum setezi publicitatea, dar nu, eu nu mă dăibesc. Adică real acolo era caseac joschi. Dacă vă percepți la Pixel, când se deschide pagina, acolo apare eventul lead. Pagina nu m-a s-a deschis, sistemul zice gata, a completat formularul. Și aici, când analizau rezultatele, au zis că eu câte lead-uri avem. Prea am cifrele acolo, rapoartele erau ciotche. Eu mă uitam și zic, dă-i numărul, cu tot acum nastraivă. De acolo prost era refresh la pagină. Puteai stai și faci refresh la pagină și să-i faci gain la client. Respectiv, și discutam cu Alina și îi spune, Dumitru, tu trebuie un YouTube să povestești asta. Pentru că în YouTube oamenii, dacă spui fuck-up-uri, probleme, cum se rezolvă, ei mai conștient ar asculta această informație decât în TikTok tu o spui. Da, îți vă spun cum s-a proibit un client cu 500 de euro. Adică și omul tipa se uite, dar el tipa, nu hai, mă repede că de-am uia cam uși trebuie să ies la lecție. Și atunci YouTube-ul are rolul lui, vă recomand să-l aveți minimum ca playlist. Orice video, YouTube-ul are chestii tare faine, se indexează hashtag-urile și se indexează numele din video și numele din playlist-uri. Adică dacă noi, pe lângă logo, ID cover, tot asta, voi o să vedeți detaliat unde este, mai mult în zona asta, descrierea, link-urile adiționale care sunt și la partea de stilistică noi avem câteva chestii. Spre exemplu, unul din clienții noștri, Vivico Design, din București, clienții eu numai din YouTube. Cât n-am încercat noi să generăm clienți prin Facebook, nu de mult, Maria a setat reclamă și în WhatsApp, o sunau la 3 de noapte pe client sau îi scrieu bună ziua sau Doamne ferește, dick pic-uri trimiteu. Respectiv, contingentul în platformă se comportă diferit. De-aia că oamenii care se uitau prima dată, unde aici la noi este 360 room tour, before and after, tales of design, când acolo îi explică design, voi doar ați făcut reparații acasă, voi doar ați fost pe Pinterest, ați intrat pe YouTube să vedeți cum ați vrea să faceți reparații. Și pe urmă v-ați dus la tapete media, să luați aboiile și nacleiile. Da? Dar oricum noi avem acest sindrom de căutare. Noi vrem să facem ceva foarte frumos. Deci aici e foarte bine a lucrat elementul de YouTube. Playlist-urile și numele care îl puneți în video trebuie să fie indexabil. El se indexează. Când voi căutați în YouTube și dacă vă uitați în statistică în timp, vă vedeți că oamenii au căutat ceva, dar v-au găsit pe voi. Pentru că cuvintele cheie erau. Dar Rusia acum se află, noi, știți faza că noi, Rusia, Ucraina, noi suntem cu vreo 50 ani în urmă. Pe partea de marketing, tehnologie, inovații. Adică dacă voi mâine vă uitați în Rusia, știți 5 ani la noi. Și că când a fost boom-ul cu mașinile și influencerii, pe urmă la dânsul terminat, s-a început la noi. Amuia la dânsul zapuscurile, la noi încă zapuscuri nu sunt. Așteptați un an, doi și ați vedeți cum tot piața să facă zapscuri. Și toată zona asta, Bali și bagata jizni, că noi amuși intrăm în zona piața și tare bogați. Asta e trendul care vrei, nu vrei, el vine, pentru că noi ne învățăm desori acolo. Și venim cu un pattern din perice. De ce? YouTube-ul eu vă recomand ca voi să-l ajustați, pentru că el este un proiect care nu odată trebuie să fie închis, pentru că el este ubătăcinei. Deci pentru Google acest proiect este ubătăcinei, pentru că el încălzește mai timp vreo 3 sate. El serverele lui doar toate apăriștea scurte, au făcut termocentrală și încălzesc satele din prejur. Și are multe drepturi de autor.
și au sisteme smart care trebuie să blocheze constant că voi folosiți muzica aiurea. Și ea are defiga litigii de aceea pentru dânsă. Voi să observați că voi căutați în Google, ți-o dat 2-3 rezultate și ți-o dat niște videouri. Adică el promovează produsul lui pentru că el nu este business bun. Dar este o platformă cu bază de date. De aceea, pe partea de stilistică, toate zonele astea puteți verificați minimum la voi să fie în aceeași element. Securitatea e binevenită ca niciodată pentru că trăiți în săptămâna când probabil ați primit și voi SMS-uri. Maria, mama ei, a primit ca 2 ceasuri în urmă. Cum acolo scrie? Da, în atenție administratorului contului de publicitate ca să securizez. M-am să-mi dare cont de publicitate, care în atenție? Adică acolo văb ce era, ni papadania, fțele voi auditoriu. Dar dacă clichezi acolo, te duci și pe urmă îți dispare contul. De ce e ce avem noi la securitate? Cum spuneam, asta e Maria. Eu am făcut prezentarea, de ce screen-ul l-a pus aici. Minus la salariu, promovare facem. Buletin, nume, prenume ca în buletin. El o să trebuiască pentru că pe voi să vă blocheze. Întâmplător, intenționat, dar pas și așa când ați vă blochează. După autentificare, poate că zdraste, dar credeți-mă, există conturi, probabil și voi nu știți, dar la voi contul poate să fie autentificat prin SMS. Autentificați-l. Unicul argument care noi l-am auzit de ce nu, este că dacă plec psihotare și nu am acces la telefon, nu pot să mă loghez. Apoi că mai gine o dată în viață să nu puteți vă logați, decât să vă treziți dimineață. Spre exemplu, noi, acum săptămâna trecută, o organizație non-guvernamentală de securitate a fost spartă, cât e? 200-300 de euro minus. La 400. Organizația non-guvernamentală a fost spart contul, entități au fost scoși din ecosistem, s-au promovat de la dânșă până noi ajuns la limită și pe urmă i-au adăugat înapoi. Și acum îi zic și să facem. Dublă autentificare facem. Și cel mai iurea că noi deseori avem impresia că asta lasă în de domni. Dar noi atâtea conturi am deblocat. Că asta se întâmplă cu toți. Cu toți. Întâmplător se întâmplă sau din cauza că ați clicat pe link-uri incorrecte. Nu clicăm, nu credem, nu verificăm. Pentru că cineva nu clichează, nu crede, dar verifică. Asta. Eu știu că asta e spam, vedeți vă ce asta. Și crede că în unele sisteme asta e dejuns pentru dânsă. Dezvăi ce asta. Ați primit de la ad support căcoita, Facebook căcoita, că dacă nu am, adică e că tete contul dumneavoastră a fost dezactivat, acest lucru că pagina asta de fani sau activitate, care ce e că bredi asta, fundamental este că Facebook niciodată n-a scris. Nu, el n-are ce face, adică mâslișcă maninche. Aici este e-mail. Asta e meu. Alaltă era împrinită. Eu am spus marți în live despre cazul ăsta. Salut, Dumitru, vă scriu. Eu am primit asta 10 ani în urmă pe e-mail, așa ceva. Și spuneam de Abutan, că-l chema, care spune că familiile noastre coincid și acolo a murit un milionar și dacă nu e repijor, caroce, rezolvăm întrebarea. Și eu, caroce, văd de astea, requested message. Și când văd scrie Slavjana Petrov, că asta... Zic, oare au aflat de proiectul meu Talmazan spre Ia Randall, poate și vă zic că dă să închidem amu. Naht să lucrez un an, amu, ima, leamu. Și ei îmi spune că vă scriu traducător, am căutat pe cineva cu acest nume de familie Talmazan. Cine-o mers nie? Când am văzut profilul tău, dar uitați-vă și smart, o scris, vă scriu cu un traducător de limbi. Nu, tipa, el își cere scuză că amuși poate acolo să mă trimată, da? Pentru că nu știe în limba mea ce îi zice. Și el zice că am decis să te dau și să scriu acest mesaj pentru a vedea cum ne putem ajuta mai bine reciproc. Sunt doamna Fugiu Tunda, ofițer de bancă în Istanbul, Turcia. Și, caroci, unde e? Mai departe acolo sunt câteva leamuri. Noi suntem amuia la etapa de negociere, dar au promis că și 50 la 50. Du-și asta spre un scenariu. Căroce, tu, că eu în prima fază când eram tinerel, eu am mers mai departe. Eu am crezut că ia câtălă. Nu, ia ca, dacă
Este, apoi ăsta e momentul și ala care a să povestească la știri despre mine. Și eu, căruci, am intrat cu Abu Tanco, el era din Africa, acolo săracul a murit pentru că era în malerie și da, familiile noastre coincideu în Africa. Mergem năzdriam năzdriu, talmazan, căruci. Și eu, căruci, intru și el spune, căruci, trebuie deschis cont, banii trebuie deschis cumva, trebuie deschis cont. Și întrebări, noi începem să deschidem, ai nu-i, nu, slab cu wifi-ul. Dar tu trebuie să faci minim stories, că ai ajuns în Zatoca. Doi, tu trebuie să anunți rudele. Nu, tipa, că ei și îi convinși că o scăpat. Nu, tipa, se o check-in-ul, da? Și atunci tu înșeci să intri pe Wi-Fi și acolo sunt câteva mecanici. Prima mecanică este trebuie să te uiți la un video. Deseori este, trebuie să te uiți la ceva, ca pe urmă ei să-ți dai pe 2-3 minute Wi-Fi. Dar sunt când tu trebuie să te loghezi, să-ți zici din ce țară ești, îți pui e-mail-ul, pe urmă tu primești Wi-Fi, dar vii în Moldova și Gmail-ul tău e plin cu spam de publicitate. Asta se numește phishing. Ca atare, e la pescuit. Stau băiței așa acolo în colțușor, cu o gentuță, gentuța și este Wi-Fi router, el are numele aeroportul Strückenberg și tu când te loghezi, el îți ia datele tale personale. Poate să iei date personale, deseori parola voastră de la Gmail este parola voastră de la Facebook, ca că ne strană, pentru că și șopareță două parole, adică una să fie. Și atunci el când iei parola ta de Gmail, el login-ul și Gmail-ul, pravilna? Pravilna. Parola care e? Parola asta. Și el le pune contract, ți-o lua contul de publicitate și mai departe merge sănătoasă. Porturile USB mai puțin deja, dar este. Când voi vreți să vă încărcați telefoanele în aeroport. Tot, tare mulți, îți storc toate datele. Dar la voi în telefon, pe lângă pozele și alea frumoase sexuale, care voi în Luceana le-ați făcut, sunt date, buletinul vostru, scanat, adică sunt tare multe date cu caracter personal. Ele se sparg, se trimit pe asta, Darknet, unde se folosesc cardurile, că acolo există, e că dacă n-ați auzit niciodată de Darknet, informația acolo este o piață total diferită în care se vând numere telefoane, carduri, pentru că se fac anumite tranzacții interesante. Și ultimul, rar, eu nu cred că voi să ne meriți peste dânsul, dar vdrug o să ne meriți, întrebați-vă. Dacă voi stați în aeroport și vdrug vedeți reclamă că se poate dus mai ieftin, prostă n-aș mi tut, îi pămineai biletă, deseori că asta este sistemul de a prelua datele cu cardul și ei au o chestie. Maria, tu ai pus cu asta, cu SMS-ul de la Poșta Moldovei? O fost, da? E că asta e meu. Asta e meu, eu am clicat. Nu m-am prins că e Poșta, Poșta Moldova, nu, Moldovei poșta.com și este poștamd.com. Noi doar, tipa, suntem importanți. Coletul dumneavoastră, colet? Dar prima și ne-a venit, precis avem, nu știu dacă ați avut obiceiul ăsta să comandați de pe AliExpress tătă herneaua. Și precis ceva trebuie să vină, eu de-am și-am uitat de tot asta, am cedat de mult să urmăresc unde e coletul dumneavoastră. Și căroce, ei îți zic și că coletul meu undeva s-a oprit între designul Poșta Moldovei. Tăi, nici nu zici, nici Poșta Moldovei n-a să recunoască, mă ating, diferența dintre design, chiar așa la poate lucrezi mai bine. Și acolo tu, tipa, trebuie să plătești 2 lei și frumusețea acestei mecanici, pentru că eu l-am auzit la securitate, se vorbește deja despre zona asta, căroce, tu introduci neapărat cardul tău, că îți plătești 2 lei, nu și tu n-ai 2 lei, colet, 2 lei, păneatna că 2 lei. În timpul ăsta, eu nu știu cum se numește, dar există un protocol care permite ca eu să achit o anumită sumă de pe cardul tău, fără ca să am cardul tău. Știți când voi faceți? Tic! Da? Adică acolo există un sistem că dacă tu mai ai cardul și eu trec cu așa pe lângă gențele voastre, este șansă să pipăiască ceva. Și să ducă suma spre ățame. Apoi că eu, în procesul ăsta, există în spate un sistem care îți ia datele și ei până la o anumită sumă pot să cheltui banii de pe cardul tău fără acordul tău. Și atunci tu când ai introdus cardul, tipa ai plătit, ai șters cardul, tot normal. Năstrat, ei au un cod certificat care le permite să facă achitările virtuale. Foarte nouă temă, fiți foarte atenți, pentru că și aici este business managerul. Dacă voi, aici sunt două chestii, verificați. Cine știe, nu așa, cine nu știe ce înseamnă business manager? Toți știu.
Tăți, super. Ați intrat la centrul de securitate și verificați dacă tăți 3 factori, la voi măcar 2, îți verzi. La majoritatea e ca aici, e roșu. Și aici este un nou Trusted Mail, asta este când tu introduci, dacă ai site oficial, introduci domeniul tău și se autorizează e-mail-urile care ulterior a să fie adăugate. Pentru că vă spuneam că măi a să fie cu aprobare. Tu vrei să ștergi, vrei să adaugi, vrei să promovezi, trebuie să aprobe alt om. Și atunci când o să ai probleme, că aici Maria ducea discuții cu Metasportul, dacă tu nu ai verificare, dacă tu nu ai sistem de securitate înalt, o să fie mai greu să vorbești cu dânsul. Dar tot spre ce merge elementul de securitate este că noi deja suntem, noi nu intrăm, noi nu suntem în tranziție, noi deja suntem în perioada datelor cu transparență maximală. Voi deja în Moldova este, când eram la această instruire, noi ne spuneam că este strada centrală din Londra. Dar Londra este unul dintre cele mai oraș cu cele mai multe camere de fixare. Cel mai mult. Și îți spune că poliția poate să oprească la următoarea intersecție la tine dacă tu fugi. Adică există algoritmul și îl vede cum merge omul, omului care merge. Și algoritmul vede că din hurta asta de oameni, unul care merge mai repede. Atunci el identifică, trimite la prima intersecție poliția și poliția trebuie să vadă. Tu ai furat, ești bolnav, fugi de cineva, ce s-a întâmplat cu tine? Pentru că tu ai nestandardne păvidenie. Apoi ca, sau în Hong Kong, când ieși din aeroport, la tine merge, tu mergi prin tunel și la urmă la tine este verde sau roșu. Verde ai ieșit în oraș, roșu te-ai dus la operatori. Adică tu cât mergi prin tunel, pe tine te scanează, rețele de socializare, tot despre tine. Unul din partenerii noștri sunt Reputation House. Este așa un nene tare talentat, Dmitri Sidorin. El este din Rusia, a fost la noi chiar și speaker la anumite evenimente. Ei au așa companie Reputation House, care fac tracking 24/24 a business-ului, a omului sau ce trebuie. Și ceea ce discutam, ei au participat când a fost campionatul în Rusia, ei au fost blocul de securitate în social media. Când se apropie ceva cu scumpere biletul, aici stătea camera. În timp și se deserve, era un script anumit în care se întindea timpul. Deci nu deodată, bună ziua, spate un bilet și lui dădeu. Da, zdravstuite, căcoi e mesta, tu dăm și dăm. În timpul ăsta camera scana, datele se încărcau pe server și se verificau toate rețelele de socializare și dacă tu, pai de-o împarveam din nama, vorbim, da, puteți zic că izvinite mesnet. Dacă tu în social media erai agresiv și radicai la agresivitate, postările tale erau cu tentă agresivă, tot asta te bloca și puteai poliția să se aproche și să vadă și cu tine. Adică noi azi trăim în această etapă, noi nu trebuie să ne temem, voi pur și simplu nu știți, dar asta este, sau știți, dar nu luăm în considerație. Dar elementul este că noi trăim transparent, respectiv noi ceea ce trebuie să facem este ca identitatea noastră, noi nu avem video cu identitatea, blin, nu l-am pus, cu securitatea, cu identității, când fica povestește. Spun teoretic, fraudele azi deja se fac la nivel de audio. Inteligența artificială poate vă copii vocea. Voi puteți întâlniți în următoarea perioadă că vă vin audiomesaj de la rudele voastre, precum că ei au nimerit într-o căcaie tatsament, schină cartul și variante de genul ăsta. N-a să deosebească de vocea mea. Real, drept că spate și de folosit de asta, zic, de asta e ăsta. AI-ul, cred că e. Nu, n-am cerut eu bani la tine. N-am luat eu bani. Dar trimit și ceea ce recomand acum la securitate este să aveți cu rudele voastre un fel de stop slovă. Un fel de cuvânt cheie. Tipa, spune cuvânt cheie. Și el zice, mă ligă. Și tu înțelegi că este reală el. Pentru că ei poate copii vocea, poate copii și imaginea. Și acolo era un video făcut de Uniunea Europeană, mai tine cineva, cu partea asta de securitate în online. Și fica vorbește în video și într-un moment dat este bărbat. Și tu te uiți, tu nu observi nică. Deci nu observi, este mare șansă că asta nu-s eu. Șamuș, eu ca în filmul ăsta, era un film când era la Valșebnic. Și mă pac și i-a dispărut. Iar asta rating-a și ei. Noi mergem în zona asta de securitate în care mesajul meu în acest context este că nu este ce 10 ani în urmă.
noi azi trăim cu cât mai multe date. Aveți grijă unde lăsați parolele, unde lăsați login-urile. Întrebarea, dar și parola la Facebook? Jumătate din sală spui, nu știu. Unii din cauza asta telefonul nu schimbă. Tipa acolo, все, s-a hrănit nouă, muște mai deloghez la naiba și pe urmă cum să mă deloghez înapoi, așa că Samsung-ul meu, хорошенький, nasitel mai informații. Adică e mega important să mergem în altă direcție. Contentul. Contentul este patrudimensional. Patrudimensional și el poate fi pe feed, lenta voastră, el poate fi pe story, el poate fi pe reels, shorts și poate fi live. Nu există ceva mai bun, genul, e mai gine feed-ul sau mai gine life-urile, mai gine stories-uri sau mai gine zona asta. Fiecare dimensiune iz razreada izvrășenie SMM-șica. Poate să răspundă văpșe strategie. Voi puteți să aveți strategie pe reels-uri la nivel de informare, dar strategie pe feed la nivel de un fel de abalocica, business to business. Tipa voi puteți să în feed să fiți foarte serioși, dar în stories să fiți backstage-ului, să fiți foarte dinamici, să fiți foarte vii. Adică însăși comunicarea pe toate e bine, dar noi la final o să vedem în ce context asta este bine. Respectiv, contentul. Asta este crezul meu, puteți să nu fiți de acord, dar vă șăruiesc pentru că rolul meu, inclusiv azi, este să vă spun prin prisma experienței și ce am înțeles eu pe partea fundamentală. Asta este ca comunicarea. La nimeni nu le trebuie postările voastre. E ca la nimeni. Faptul că voi mâine n-ați face stories, faptul că voi ați făcut ieri live, faptul că voi poi mâine ați faceți ofertă cacaeta. Încercați să închideți rețelele voastre socializare și să vedeți că nimeni n-ați vă scrie bună ziua, Dumitru, dar ce s-a întâmplat, ați dispărut din Instagram. Ei, eu fac și nimeni nu vede, dar dacă n-ați să fac, vopșe, nici mama nu-i scrie, Dima, și-o sunt ceilalți. Respectiv, ce eu înțeleg prin content, că contentul este de parcă ai comunica cu mama ta. E că tu când suni pe cineva, doar tu nu pui anumite tipuri de întrebări. Tu ai un anumit tip de limbaj. Spre exemplu, tu când suni pe fratele, tu poți și mai emoțional. Tu când suni un vecin, bună ziua, domn Mihai, vrem să spunem că curge, că izvinite. Da? Adică un fel de tu ai, un fel cine este acel om și tu deodată în cap la tine se construiește ce fel de postări tu trebuie să-i trimiți lui. Respectiv, când noi vorbim de comunicare, voi trebuie să vă întrebați, cine sunt eu? Dacă eu am înțeles un lucru cu voi, un nafic nu vă trebuie Facebook-ul la Talmazanscu. Prim, pasame gogoșară nu vă trebuie. Deci să vă învăț eu acolo social media, asta e cheltuială de timp, de resurse și de tot. Facebook-ul la Talmazan School, asta este un fel de dashboard pe care dacă vdrug voi să intrați, ați vedeți când e următorul eveniment, puteți să înscrieți bună ziua, dar la mine nu-ți deschide cursul, puteți să întrebați dacă nu, adică asta este un fel de service centru. Vapșe nu mă interesează mobila din service centru. Acolo scopul e altul. Și atunci când eu înțeleg cine ești tu, eu înțeleg, dar cum eu cu tine trebuie să vorbesc? Eu trebuie să vorbesc, bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la un nou eveniment, marca Talmazan School, și așa, ho, ho, unde Talmazan? Da? Adică eu înțeleg cum eu trebuie să vorbesc, ce eu trebuie să vorbesc, pentru că eu creez o anumită conexiune. Și eu când o sunt pe mama, eu n-ați zic, mama, ca papa ta îmi făcea normal, adică eu la cap. Adică, da, pe drug poți sun, și acolo ieri, ai dus-o acasă, și a fost, nu a fost, și acolo. Adică, voi înțelegeți deodată calibrarea. Și cel mai greșit este când voi vorbiți cu audiența voastră, de parcă ei vă sunt sau cu cei care vă sunt druși, de parcă ei vă sunt clienți. Aici este despre postări. Ele sunt de câteva tipuri. Există postări comerciale. Asta este atunci când voi concret vindeți. Este când voi puneți produse, varietate de sortiment, actualizări despre companie, mai departe, fiecare din categorii voi puteți să mixați. Dar o comunicare, apropo, eficientă cu drujii voștri. Și apropo, dacă voi vă ieșiți cu fetele la cocktail, eu la băieță mai am trebuit. Nu, când iese fetele de vișnic, există așa fenomen, eu l-am auzit. Când o anumită fată din colectiv poate spune următorul lucru. Nu ne mai este interesant să ies la tusof și le este. Pentru că ori vorbim numai o temă, ori tot numai despre asta, adică tipa, numai content comercial, sau numai content razvlecatelnic, sau numai content, și tipa, băi, hai, dar poate altceva, vorbim sau nu? Și la băieți fix așa. Adică noi chiar și în comunicarea noastră, câteodată vrem ca persoana de alături să tacă, noi vrem ca persoana de alături câteodată să fie empatică, vrem să fie poate mai agresivă câteodată.
De ce nu? Depinde și persoană. Și unde alături stă. De aceea, când noi vorbim de comercial, el trebuie. Dar dacă voi numai să vindeți, asta este violare. Și de ce paginile în care voi acasă, vă duceți acasă și faceți scroll și vedeți, vânzare, 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 vânzare. Voi ca cu utilizatorii voștri, îi dați bătaie, el vopșe nu sunt dragoste. De ce răzbăvleaim cu branding? Dă-mi motive de ce tu pe mine. Dă-mi să înțeleg cine tu ești, arată-mi feedback-ul la clienții tăi, ca tu atunci când tu o să faci conexiune cu mine, să înțelegi că, bă, știți treaba asta când vine în colectiv și într-un om și tu, o, Mișca, bună ziua, adică știți așa, vdruc pe Mișa îl întâmpin, dar de ce? Da, pentru că la dânsul e branding. Pentru că el are o anumită reacție, de-am tăți știu, când vine Galea, fiu, sunt bietea, sunt șapă, oh, țineți-o, lui Galea nu-i turnați. Adică de-am noi știm ce o să facă, cum o să facă, noi înțelegem ce o să se întâmple. Există informativ că noi nu vrem numai să ne distrăm cu prietenii noștri, că noi nu vrem numai să vorbim despre business. Noi vrem să aflăm, băi, dar ce crezi tu despre COVID? Sau când era numai cu COVID, că era, de-am un barometru crește, câteți vorgheu de COVID? De-am spate nu de COVID, spate... Mai suntem sau numai COVID? Pe urmă războiul, numai războiul. Și de-am colectivul în care tot începe, băi, Putin ăsta e, da, Zelenski ăsta. Și de-am, eu mă dădem la o parte și mă ducem. Nu-i interes în acest tip contenta. Apoi, că dacă voi o știți audiența, voi să vă întrebați. Dar informați voi audiența despre anumite chestii. Și pentru că ea are nevoie de acest element. How to. O chestie tare interesantă. How to asta este ceva despre produsul vostru, inclusiv recenziile poate să intre în categorie. Frumusețea acestei decompoziții când o să o aveți acasă este că fiecare din aceste puncte, e acolo sunt vreo 8 categorii, fiecare categorie are câte vreo 5-6 puncte și fiecare punct poate fi făcut în vreo 3 paradigme. Text, video, carusel și voi aveți de-am un plan de conținut de vreo 100 și ceva de postări. Pur și simplu trebuie să-l calibrați corect în zonă și să mergi mai departe. Agrement. Nada udivleat. Nada câteodată, dar tare mult nu. Agrementul noi când îl dăm, noi nu trebuie să-l dăm foarte mult pentru că oamenii n-as le placă să mănânci carne. Dacă îi dați tare mult agrement, comercialul nu o să meargă. Când tu distrezi oamenii și după asta spui, și amule, hai la lucru, știți, în smâsle, ta carășo băla, o venit aista și la lucru pe noi, adică nu merge, trebuie și ieșe un fel de dozare, tătii despre comunicare. User experience, experiența utilizatorilor, nu vinde nimic mai bine decât o experiență utilizatorilor. Noi aici în screen este unul din clienții noștri, Repromed, și noi acum am lansat programul, produsul foarte intens de bariatrie, că avem și colegi, voi toți sunteți în partea cealaltă de comunicare. Și experiența utilizatorului este unicul lucru care au nevoie oamenii care sunt cu preponderentă, da, au lișnives. Pentru că pe dânsul nu îl interesează la anumită etapă. Pe dânsul îl interesează cum asta și la anumită etapă. Dar pe tine înainte te interesează dacă și asta se fac cu tine, pe tine te interesează că unul, eu asta am făcut, asta o mai făcut și alții și noi putem asta face. Главное сначала уровень доверия, любви, уважения. Și pe urmă deja zâni, ca să mă tai, ca să-mi faci de stomac sau ca să-mi tai din masă, adică asta deja e tehnic. Nimic la zona de sănătate, asta foarte mult lucrează. La mașină asta foarte mult lucrează. Deci înainte să cumpăr mașină, eu întâi mă îndrăgostesc. Înainte de ședința de azi a fost la noi un client, am avut o ședință, un holding de vreo 7 branduri. Opel, Haval, vreo holding mare de 7 branduri și mie îmi plac holdingurile, am avut ocazia să lucrez cu holdingul Dacia Hermes, acolo erau 11 branduri. Pentru că fiecare mașină asta este alt client. Deci dacă este un business, are 7 mașini. Și că fiecare mașină asta este strategie tot la parte. Câteodată la voi în companie, fiecare produs asta e strategie aparte. Asta când voi, tu nu poți să vinzi Range Rover-ul fix cum vânzi Jaguar-ul. Tu nu poți să vinzi Opel-ul cum vinzi Haval-ul. Vopșie, oamenii diferit, eu la dânși în cap, tipa zice, și Haval sau și Opel? Adică, da, Opel, mașină, băi. Adică, oamenii diferit reacționează. Interactiv, e despre, interactiv, fiți foarte atenți. Știți oameni care nu știu să zică glume? Aveți druși de ăștia? Care tipa ți-e rușine când el zice pricol. Tipa, așa dumă. Tipa, spune pricol și el, eu, tlării, stași. Apoi e ca, deseori brandurile fac pricoale. Memuri,
Și ăsta настолько крена, că tu zici, măghine nu trebuie. E că măghine fără de astea, era cu carton la niște memuri, era cu racheta lui Musk, te uitai și zici, iopt, nu, nu trebuie. Adică e că asta e o cincioncă grani, nu te-ți poți facă pe coare. Deci aia, dacă nu puteți, nu faceți. Promovarea patru-dimensională, dacă puteți scrinuiți. Promovarea patru-dimensională, asta e unul din scenarii. Unul din scenarii cum noi putem, sau trebuie, să facem redistribuirea conținutului. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi înțelegem. Fiecare rețea socială are un scop. Vă spuneam despre un exemplu al meu preferat sexist, și deodată în șer iertare, fiecare rețea socială este o femeie. Un tip de femeie. Vreți voi sau nu vreți. Facebook-ul este o asoznă, zrelă, seriosă женщина. Toate женщины seriosne, dar Facebook-ul și e mai serios. Instagram-ul, asta este tinerică, e așa, încă, ha, acolo este reels, acolo e stories, acolo e... Facebook-ul, el, unimedia.media, da, adică el arată știrile așa cum ele sunt, mai mult ca atât, când știrile fake, el îți arată că asta e fake. Dar în TikTok News n-ai și acolo e fake, să nu e fake. A, TikTok asta, văpșe, o ce înstrămnă e baba, e foarte instabilă. Emoțional, pentru că tu de la coșuri până la cum stai o patlajică poți vezi. Adică acolo așa de divers este, pentru că ea are, ea te duce, e ca așa, cacelele dânsle, e ca așa, prosta în content tragic. YouTube-ul asta este o personalitate foarte, foarte concretă. E ca ce își spune colegul, când trebuie, când suni și alea, contabilă, pămăghi. Adică tu n-ați suni contabilă și zici, poate mergi la discotecă. Nu, e grosna. Poate și cu tot contabile sau oameni sfinți, eu nu sar la bătaia mea. Înțelegând acest element, noi o să ne întrebăm, dar ce fel de content trebuie să se regăsească atunci când utilizatorii la nivel de vizibilitate au o abordare față de Facebook, că Facebook-ul e greu, așa, el știi ce spun tineretul? Eu mă vând ocazia să fac training-urile, ei zic că Facebook-ul, asta e tipa staromodnă. Eu când am fost la training cu tineri dintre 14 ani, și ei sunt fani la TikTok și la Snapchat, ca să înțelegeți. Snapchat, cine nu știe, nu rezolvă. Apoi, că ei când ziceau că asta e tipa trash, eu mă simt să mă iurea. Tipa, smâsle, eu, maladoi, Facebook, tipa, smâsle, eu despre anaclasnicii pot să zic anaclasnicii ăta, ușă, lelea. Dar ei cred încă mai rău și credeți voi despre anaclasnicii despre Facebook. Tipa, asta e staramodnă acolo, tipa, tot șacul. Welcome to the club! Și atunci noi înțelegem că deseori Facebook-ul la voie să fie ca, zic eu, oficiu central. Nu tipa, acolo nu sunt emoții, acolo e pe factul, acolo e foarte, tot, nu cantitativ, o postare pe săptămână, două ori pe săptămână, e ca așa ajunge. Noi vorbim de partea organică, publicitatea acolo va să fie agresivitate mult mai mare. Instagram, asta spuneam că este așa o femeie mai tinerică, și aici trebuie emoții. Aici poate și stories-urile, aici sunt reels-urile, aici e utilitate. Ei foarte, Instagram-ul vă dă posibilitatea să fiți foarte flexibil. Deci Instagram-ul, tu poți și la 3 de minute să faci un live și oamenii stând cu telefonul în mână a să fie mai receptivi decât să faci în Facebook la 3 de minute live. Pentru că în Facebook, știți când oamenii vă sună în Messenger? Eu nu găsesc numărul lui Justin și s-am sunat în Instagram. Eu stăteam prima oară în viață mă tine că am sunat în Instagram. Eu cât am unde Justin, unde e numărul de telefon? Și zic, ladna, de sun Instagram. Și eu mă simt incomod. Dacă mă sună oamenii în Facebook, eu mă simt strâmbă. Nu te faci, ce s-a întâmplat? Minutele s-au terminat. Ce s-a întâmplat? Adică, cum se termină minutele? Că am trecut pe când se terminau minutele. Așa avem impresia. Și atunci, în Instagram, contentul este total altceva. Instagram este backstage-ul vostru. E că dacă eu vreau să arăt oameni ce s-a întâmplat azi, asta și în Instagram. În fapt, un video cum a fost azi evenimentul. Și atât. Fără emoții, fără detalii, poate un album azi și, dar n-ați și backstage-urile noastre, n-ați și comunicarea foarte, foarte din urmă. TikTok-ul, din cauza că el este instabil, regula TikTok-ului este că voi trebuie să vă apreciați pe o nișă. Nu dansați, nu dați utilitate, nu știți pricolni, nu spuneți anecdoate, nu dați într-un cont. Deci alegeți o direcție. Dacă dansați, știți cel mai bun dansor. Dar când voi să observați, voi sunteți unul din filtrele când voi vă uitați la companii și acolo echipa face challenge-uri. Cacaita echipă din cacaita companiei. Că se vede că e echipă. E tănăstucă, nu tipa, e zona și e când shame, nu tipa...
când poliția a făcut cel în cealaltă, când s-o preu, știți? Știți pe care o dăși. Adică asta e nu organic. Voi trebuie să fiți voi. Dacă nu poți zici pricoale, nu zi pricoale. Nu, nu te eu asta. Nu accept asta. YouTube-ul, playlist-ul. Este ceea ce o să folosească oamenii când sunt la etapă foarte conștient. Acum redistribuirea. 5-12 puteri pe Facebook. Și de ce spuneam că sunt femei diferite? Pentru că una din greșeli care este acceptabilă doar la startup, doar la nivelul de până la 1000 de euro profit, ladnă 1000 de euro profit, 3 maximum, mai sus dacă vrei să câștigi, nu se acceptă așa element pentru că nu este eficient. În contextul acelor femei, este că dacă eu aș fi unul, acel bărbat, și aș pathadi la fetele este, și le-aș spune pricolo, vașei mame zi-ați nenujen, apoi e ca, asta spui, Dumitru, și cu tine? Te-ai pălit la cap? Și cu tine? Asta spui, da, am auzit pricolul ăsta, am auzit. Aici spui, bă, ce pricol, ei, tu, mama lui. Dar este vopșina n-o să înțeleg. Adică același pricol mi подойдет всем женщинам. Нужен подход. Pentru că dacă e de mai femeie în vârstă, eu auzit el de tine, când eram eu tineric, așa băieță, zice eu, măi, de-am undeva, argumente de ne arată-ne, o fiște, o arată-ne, contur. Da, adică abordare diferită. De aceea, postarea postată pe Facebook, automat dus în Instagram, ea nu are eficiență pentru că în Instagram îi se uit cu alți oi la voi. De aceea, când tu n-ai bani, când n-ai oameni, când n-ai timp, eu de acord, mâna sus, ridic, accept că voi postați aceleași postări în Facebook și Instagram. Aceleași. Când voi vreți strategii, când voi vreți să aveți rezultate la nivel de vânzare, voi nu puteți comunicați cu aceeași postare pe Facebook și aceeași postare pe Instagram. Nu e posibil, pentru că în Instagram voi nu odată să observați cum anumite postări de pe Instagram prostă nu se lichesc. Banerele, вообще nu să ieși. E ca banerele astea zalizane, ideale, banera pe Instagram, smart, Instagram are nevoie de viață. Lasă și eu o leacă cu ceva ros, lasă și de lui, îi place viața. Facebook-ul, e ca, spre exemplu, în YouTube voi niciodată n-a să puneți video-urile fără editare. YouTube îi place când tu te uiți să-mi dai vâjâmcă. Tipa, dă-mi 30 de minute din conținut, vâjâmcă. Dar în Instagram tu poți face live de 2 ceasuri, să îmbli cu chip în fața ta și spui, mă scuzați, răcțiu, la restul, și să revii înapoi în live și ca gută nicio nebăva. Și oamenii n-a spui, tipă, unde e calitatea, unde e zvuc, unde e svet, dar în YouTube, Doamne ferește, voi să faceți video-uri și acolo ceva spâșei. Omul deodată dat next. Pentru că el deja are un șablon cum el trebuie să consume. De aceea, dacă putem, feed-ul, postăm diferit. Diferit. Există un element când noi vom posta la Stories, pe Facebook va fi turlat din Instagram și asta e normal. Acceptăm, merge, e bine. Nu trebuie să vă chinuiți, mai ales că ați făcut conexiunea. Se tare, am dublat. TikTok-ul, eu Stories n-am văzut mult sens în TikTok, pentru că el mai mult despre rinsuri. YouTube, la dorință Stories-urile, care short-uri, dar noi o să vorbim despre short-urile, ca reels-urile. Instagram, 20-30 pe lună, el dublează în TikTok. Pot fi dublate. Noi avem un sistem când noi postăm din TikTok, o postăm pe Instagram peste o zi sau peste două. Și atunci primește un element foarte important care se cheamă reciclare. Voi, dacă vreți să faceți TikTok și dacă voi aceste TikTok-uri care sunt le filmați, voi puteți filmați serii de, eu nu știu, de industrie depinde, ca, spre exemplu, din video-ul nostru de azi, vom face multe TikTok-uri. Pentru că noi să luăm vreo idee care am spus-o, asta tăiem și aia să postăm. Iacă aici este unul din exemple cum se lucrează. Pe data de 12 pe TikTok, pe data de 12 pe YouTube Shop, pe data de 12 pe Telegram, pe Instagram Reel, pe 12 pe TikTok, adică noi schimbăm cu locul, ca să nu știe și ești postare pe toate rețelele sociale, pentru că omul teoretic câteodată vă urmărește și acolo, și acolo, și acolo. Și el a intrat pe Instagram, a văzut că acolo fon violet, a văzut, aha, nu-i tu, pe urmă când intră în TikTok, la dânsul deodată șablonul a trebat, vă și el deodată de next. Dar așa, peste 1-2 zile, la dânsul de mai banner n-ai slipata. Și el nu vede. Adică el a uitat că a văzut. Eu sunt sigur că voi ceva probabil ați văzut la mine reels-ul și dacă eu prosta eu și le postez încă o dată trete, voi nici n-ați observați. Pentru că voi nu aveți o atitudine față de reels-uri, tipa, davai să pomni, ce tot găvărit ăsta speaker, pentru că vdruc niciodată n-a să-l mai auzim. La noi așa de multe informații, că voi în orice moment puteți amuia să închideți logica, pentru că în orice moment voi puteți intrați în YouTube,
scrieți cum să te promovezi pe Facebook. Și acolo un milion de videouri cum asta se face. Înainte când era criză de informare, când Ștefan cel Mare erau stand-urile și alea cu gazetă, apoi era criză de informare, trebuie să te aprochi, să pui mâine așa, să citești, mai la următoarea gazetă. Adică era criză. Azi zis că azi de șele ți-a spune cum să te slivăm. Și ты все несчастливее, еще несчастливее становишься, потому что узнаешь правду. Спонятим вой. Чине коммуника зильник пе ТикТок? Да чине креди картребы и тот, что сенщепит коммуничи зильник пе ТикТок? Я как дупа зуа дя, сам генерал, и радикана. Da. La voi nu, dar de obicei proprietarul o să mănânce, poate să ridice mâna. De luni ți-am zis. Cine are YouTube și se gândește că ar trebui totuși YouTube-ul privit o dată diferit decât o privit până acum? Serios, vreau să văd. Important este să vă calibrați tare, vă spuneam, în zona simplă de top. Iar acum e foarte important ne perignuți palcul. Iar că, spre exemplu, noi avem Facebook, avem Instagram, avem TikTok, avem YouTube și pe lângă asta voi mai aveți încă și site, aveți WhatsApp, aveți Telegram, aveți Viber, aveți Pinterest și că atât asta teoretic vouă v-ar trebui. Important este să ne dăm seama, dacă noi nu avem oameni calificați să creeze un content relevant pentru audiența noastră, da, a să înghițăm și a să spunem des și ești postare pe Facebook și pe Instagram. Noi n-a să așteptăm că noi să avem un wow efect și de mare de la rețele, dar noi nici n-a să ne scremem mai tare decât putem. Când noi înțelegem că noi avem bani, noi avem oameni, atunci noi trebuie să ne întrebăm care este scopul fiecărei rețele sociale și cum trebuie noi acolo să apăsăm ca de acolo să iasă. Deci asta este foarte multe resurse. Deci dacă voi o să mergi în zona de comunicare multi-social performance, voi veți observa că în 3-6 luni de zile, asta nu se întâmplă într-o zi, voi a să capitalizeze rețelele, pentru că audiența se deprinde cu voi. Și de regulă, asta trebuie să se întâmple. Securitatea și interfața, 100% trebuie să o rezolvați, asta ține de fiecare din voi, indiferent de rolul care voi îl aveți aici. Fundamentalul ăsta, sunt sigur că vreo 70% voi îl aveți. Poate fi care poate șamanit. И надо это подшаманить. Идеал, ну что, лазь вам фрилансер, дак вы сидите проприетар, ши навец консамблац ла приборе. Дар, дар дел требуй факут. Înainte să... am spus că o să vă dau al doilea cadou. Al doilea cadou o să fie după anunț. Ce spuneam noi? Noi spuneam că cauza că foarte multe probleme sunt în zona de livrarea produsului, noi am identificat că nu există întotdeauna nu știm cum scriu cuvântul ăsta. Standardizare, da? Standard. Era undeva o greșeală, știu că o facem mecanic. Eu și limba română. Stand. N-ați avut chestii când vreți să scrieți un mesaj, nu știți cum scrieți și cătați sinonimul. Așa și eu gata. Și total în altă parte, între și eu, stand, abreviat. Că acolo mă mușzare, zure. Respectiv, ce am văzut noi este că există acest Facebook, există Instagram, există TikTok, există YouTube. Toate ele fac parte din zona securitate și zona de împachetare. Adică ele trebuie să fie tăte, noi numim asta fundamentul comunicării. Mai departe, ele se împart în două lumi. Lumea de organică, adică tot ce noi o să postăm acela, o postare, un reel, un stories, și lumea cu plată. Această lume cu plată este ceea ce de fapt o să vă duc vouă vânzările. Organica vouă o să vă duc prezență. Organica este comunicarea cu rudele la telefon. Tipa, tu din când în când suni la mama ca ei să înțeleagă că tot e ok. Dar dacă tu vrei să împli geanta, trebuie să duci la mama. Trebuie să faci un efort, să organic. Geanta singură n-ați vin de la Sarta Galbenă. Adică trebuie ceva de făcut pentru asta. Apoi că asta e cu plată. Minimum 200 lei la benzin, și până la sărata o rută ai făcut. Respectiv, tot asta, fă și înainte ciuda-iuda celălalt, social media manager. Companiile, în mare parte, dacă sunt trate mui anunțuri de angajare, apoi ei cată social media manager. Ceea ce după mine este greșit.
Pentru că social media managerul a murit de mult. Înainte, văpșe era așa un personaj în social media manager, se numea IT-șnic. Care și tot făcea IT-șnicul. Voi acolo cu computerele. El nu avea nicio treabă cu contentul. Acolo voi cu computerele. Pe urmă a apărut SMM-ul, un om care făcea tot. El și posta și comunica, tot. Și tot era ghine. Până vreun an, doi în urmă, când a apărut TikTok-ul. Și când au apărut în Instagram Reels-uri. Și când au apărut tot planul și ala care vă l-am desenat, 5 postări, 2 stories, 3 Reels-uri, 5 publicități, 4 comentarii, 13 integrări, CRM, răspuns, ca tot asta, nu este posibil să fac SMM. De aceea, dacă voi întâmplător căutați SMM, la care vreți să-i dați, dacă dați-i cât n-ați dat, oricum n-ați să-l găsiți, ori dacă să-l găsiți, undeva să casească. De ce au apărut așa element personaj, ca social media project? El nu e SMM, ci el e project manager al rețelelor de socializare. Și el se merge pe următoare nivele. Dacă noi spunem că compania câștigă până la 1000 de euro profit, eu mă țin de bani pentru că e mai clar să vă dați seama ce fel de companie. Când 1000 de euro, e păneat că e un început, nu rău, dar nici tare gine. 1, 3, hai să spunem 5, 10 și 25 în sus. Startup, mediu și conștient. Apoi că aici, câteodată, poate să și SMM-șic. Ciudă iudă celălalt care face tot pentru un salariu de 300-500 de euro, l-ați găsit, de regulă asta e soția, copchilul, acela care voi puteți lua pașaportul. Pentru că în acea nu se poate. Când noi ne ridicăm în zona tranziției de aici încoace, la noi apare Social Media Project. Social Media Project, trebuie să menționăm că există câteva superputeri, așa să le numim noi. Asta este target, publicitatea. Asta este copywriting, textele. Asta este video, reels. Asta este story maker, este și profesie. Asta este copy, design. Mai este așa profesie care se cheamă content manager. Asta noi le numim superputeri. Și poate fi așa că la o anumită etapă voi să găsiți om care are social media project cu superputerea copywriter. Cum puteți observați asta? Intrați în Instagram la concurenții voștri și uitați-vă după lentă să vede când s-a concediat. Nu, se poate văzut acolo. Merge design curtoi și pe urmă, hiraci nepăneat, ca pe urmă iară. Adică se vede când a fost omul și ala care tare îi place designul. El prost era un social media cu super puteri de design. Sau avea un angajat design. Deci, atenție, ori voi găsiți social media project, că este omul care trebuie să facă comunicarea, el trebuie să posteze peste tot. El răspunde la comentarii, ori coordonează comentariile, mesajele și coordonează activitatea la băieții ăștia. Câteodată el are o superputere, poate să aibă două superputere, dependență cum l-ați crescut sau cum l-ați găsit. Dar el nu mai este acel SMM care conține toate superputerile astea. Pentru că el n-are forță să înțeleagă ce înseamnă fade in, fade out în montaj, ce înseamnă pixel și copy conversion, cum se comunică după un script în CRM și cum se trimit ofertele în 1C. Adică el fizic nu are. Dacă l-ați găsit, țineți-l și nu spuneți că l-ați găsit. Pentru că el prost e în aveți zolotă. El de obicei e fondator la companie. Nu, tipa, a trecut calea asta așa de adânc, că el dă-mă prahaval vse. Sau curând își deschide firmă. De obicei ei ajung la etapa asta, când tipa, a zacem timp ne nujun. Adică, smâzle. Apoi, când noi migrăm înspre, de la 5 spre 25, aici apare marketing manager. Marketing manager și de la 20 în sus, uslovna, este director de marketing. Adică nu poți să faci 25.000 de euro profit cel mai des, având SMM-șic. Nu, asta poate și nișa, poate nu și din cauza marketingului. Eu așa ca să înțelegeți diferențierea. Sunt companii care nu poate până n-a să aibă director de marketing. Asta înseamnă numite abilități, asta înseamnă, apropo, dar cine are nevoie ori are director de marketing? Nu? N-avem de ăștia, nu? Trebuie să ridicați, mai aveți 25. Dacă sunt întâlniți așa oameni, eu sunt,
Director de marketing nu trebuie să fie om care știe marketingul. Director de marketing este omul care știe managementul. Eu nu vreau ca el să posteze, eu nu vreau ca el să știe ce înseamnă pixel, eu vreau ca el să știe oameni care știu ce înseamnă pixel. Eu vreau ca el să știe oameni care știe ce înseamnă ads, să negocieze contractele, să negocieze billboard-urile, el trebuie să fie project manager. De ce e greșit este că în companiile mari, ca atât cel mai bun să mămi și să-l facă director de marketing, dar el nifiga nu înțelege oameni, nu poate motiva, controla. Căruci, acolo e complicat când directorul de marketing nu deține abilitatea de management în primul rând. Dacă vdrug are vreo superputere, pentru că în copilărie e învățat ghin la școală, bă, v-a mers. Dar nu o opuneți. De ce cel mai des noi să întâlnim scenariu? Marketing manager, asta este un om care știe o leagă de marketing, el de regulă a migrat din social media project că nu știe nică și a mai fost la un curs de SMM, la un curs de Google, la un curs de SEO și el de net-net vorbește limba pe care proprietarul nu o înțelege. Când încep să vorbească în chineză, el e marketing manager. El vine și unul scă Asia, unul scă Samasa și el clip. El e marketing manager. Acum, azi, noi în piață avem o criză foarte mare în zona asta. Dacă sunteți specialist, vă aveți posibilitate să mergeți în direcția asta și noi, înțelegând standardizarea asta, noi am înțeles că foarte multe companii au fost dezamăgite de freelanceri. Foarte multe companii. Și de agenții au fost dezamăgite, și de angajați au fost dezamăgite. Dar problema dezamăgirii o constat în faptul că abilitatea o comunicat incorrect. Proprietarul nu înțelege și share de la dânsul și pe urmă zice, nu avem vânzări. Să mă am și cu eu venit, eu făcut. Am înțeles, acolo e verde, reclama s-a pornit, da, asta n-a să întrebi, ea ne znaiu, adică taberele nu s-au înțeles. Azi, oamenii deja înțeleg, eu auzit de-am ce înseamnă pâlnii, ei știu ce înseamnă lead, știu ce înseamnă CRM, știu ce înseamnă conversii, boja upasei, adică deja au început antreprenori să comunice, să filtreze. De ce noi, înțelegând zona asta, așa stângi. Înțelegând zona asta, am zis că evenimentele din seria aia, că noi să le facem probabil odată la 2-3 luni de zile, ele vor fi posibilitatea de achiziția unui program de nostru care trebuie să rezolve ca problema asta. De aceea, noi, pentru cei care sunt aici, noi o să vă dăm posibilitatea, știu că cineva deja s-a înregistrat, să intrați în lumea unui nou program. Programul ăsta Restart Social Media este un program care noi l-am făcut după o metodologie nouă. Noi cursurile noastre tot ne gândim să le închidem de tăță, să le fie ca suport material adițional, dar precis nu o să le mai vindem. Deci noi cursurile deja nu le mai vindem, o să fie ca material adițional, pentru că noi avem 5% treceri de cursuri. 5%. Și din voi au cumpărat la noi vreodată vreun curs? 2, 3, 5, 6, ia că voi sunteți încă 5%, 7, 8. La și modulul 3 îți astreale, modulul 4, acolo un milion de informații, intri, ai intrat și zici, dar nu, mama, ia ne ce tu, da. Adică, și asta este element psihologic. Noi înțelegând zona asta, vă spunem cât ce vine de acolo, noi implementăm mai târziu. Deci noi nu cu rău am vrut să vă dăm tare multe bomboane. Nu cu rău, dar prostă vă periele și ne uspele vnidrit. Ne uspele vnidrit, vremea prașlo, a ea ușă neactuală. Respectiv, formatul după care noi pornim, vrem să formăm în anul care ne stă în față 10.000 de specialiști în zona asta, care vor migra probabil în zona de marketing manager, ori vor merge în proiectele lor personale. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă Zoom-uri. O să fie 30 de zile cursul, 4 module înregistrate, teme pentru acasă, lucruri de echipă, dashboard de progres și cel mai important ceea ce este că cei care are de aici real o să fie un fel de contract care să-l semneze cei care intră în curs, este că dacă nu făcut teme pentru acasă, nu plinești nici mai departe. Ai făcut lucruri, ai plătit, duci deja lui... Nu dăm. Pentru că noi avem de suferit. Specialiștii se formează calici, care merg în piață și strică pe urmă și piață. De aceea, ce o să fie noastră, avem 5 promisiuni și dacă voi azi să luați decizia, dacă vreți, așa aplicabilitate. Deci noi suntem cu zona, chiar inclusiv cu zona harta mare marketingului, ci o să înțelegi ce înseamnă social media marketing, ce înseamnă formele de lucru care poți activa, in-house, outsource, freelance, care sunt detaliile, o claritate, cum să alegi care. Asta este un modul introductiv, nu are foarte multe carne, pentru că
o să fie mai departe. Mai departe, noi luăm toate aceste profesii și o discutăm despre fiecare profesie prin prisma specifică. Dacă voi aveți prieteni, dacă voi sunteți la etapa de calibrare sau vreți să aflați, noi o să povestim fiecare profesie și înseamnă și presupune cât se poate făcut întrânsa și încotroie poate să meargă. După care o să fie practica. Practica o să fie în trei nivele. Deci noi fiecare profesie o să aibă trei teme pentru acasă. Asta, fiecare modul are teme pentru acasă, dar al treilea e practică. Spre exemplu, ați luăm targetul și tu poți să-l treci la nivelul 1, la nivelul 2 sau la nivelul level guard. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că la nivelul 1 tu poți treci toate cursurile, la nivelul 2 să-l treci target și story, de la nivelul 3 numai target. Cât mai mult timp pentru acasă treci, cu atât mai multe baluri și confirmări ai din partea sistemului. Ce înseamnă trei nivele? Asta înseamnă că primul nivel o să fie pastat galăști, tipa, da, nețaglasin, om, maladeț, teoria o știi. Nivelul 2 înseamnă că, uite, este un studiu de casă, este clientul, da, Hermes, are șase branduri, are buget de 300 de euro, desenează-mi cum tu o să faci o campanie publicitară. Deci, a doilea nivel este nivelul de gândire. Cel mai greu nivel, apropo, este nivelul de gândire. Înțelegi tu că mașinile au avatare diferite? Sau tu, 865, Moldova, am trimis 1000 de euro, oricum banii sunt, nu sunt voștri. E tare interesant să promovezi când banii sunt tăi. Știi ce atent acolo stai așa? Poate 24 tot. Adică, nu, 865, pașla la Larisa. Și al treilea nivel, asta este un client real. Toți trebuia să găsești un client real, să-i faci tema pentru acasă și să-i filmezi feedback-ul lui. Și clientul îmi confirme că el e mulțumit, că tot e normal și în zona asta. Respectiv, asta este preliminarul, practic, curs care va fi pentru ultimul modul. Modulul ultimul va fi să-ți împachetezi studiul tău de casă. Și noi o să analizăm și o să dăm zona asta. Cursul ăsta nu este cursul de bază, este cursul de precalificare la Facultatea de Digital Skills. Ea va fi probabil în un format offline combinat cu online. Asta este doar online, cu Zoom-uri. Noi azi am fost la Anacec și Anacec a spus că trebuie să combinăm. Asta înseamnă că noi vom face 6 luni, o să fie ca la școală. 6 luni în care tu primești certificat de la Ministerul Educației că ești targetolog. Astfel noi primim o standardizare și eu aș vrea ca orice om care zice că el e targeting să poată seteze un business manager în baza unui standard de la Facebook, în experiența noastră și din așteptarea clientului. Toți cei care ați fi în zona de facultate de digital skills o să treacă întâi faza preliminară. Vă spunem logotipul nostru ca tareșă. Și noi am luat numai din joc. Noi întotdeauna mergem prin garanție. Ce o să fie? Temă pentru acasă la sesiune, în 17 noiembrie noi spornim. Pe platformă a să fie module, câteva videouri, temă pentru acasă, după care al doilea modul a să vorbim despre hartă, despre piață, despre industrie, social media, despre abilități. Apropo, freelancerii, specialiștii, eu nu sunt adeptul banilor ușori, eu îi fac greu și eu nu cred că tu poți peste noapte să devii milionar și valută. Eu cred că trebuie să lucrezi pentru ca să poți să share de la un client 300 de euro, 500 de euro. Prostă pentru că vrei, pentru că alții iau banii ăștia. Asta nu înseamnă că tu, ca specialist, trebuie să iei. Și chiar dacă ești angajat, când angajezi, cred că vrei să ai siguranța că omul ăsta cât de cât e adecvat. Pentru că noi, din păcate, la branduri foarte mari, foarte mari. Am intrat acum la un complex presă și îți vreau 8 proiecte. Și acolo prost atunci Svet brăsai granatul. Prost acolo, începând de la securitate, finisând cu business managerul, e ca așa. Tăi din contul de publicitate a proprietarului, pixelul stă la SMM și cu care a lucrat, dar unde să-l găsim dracu, pentru că el când a făcut contul, pe site stau șase Google Analytics-uri. După Google Analytics poți să vezi câte agenții au lucrat cu clientul ăsta. Pentru că fiecare vine și spune a lui ea. Și tu știu, dar cine să ești? Ești clientul? Da, nu știu. Adică nivelul de conștientizare trebuie ridicat și noi vrem să continuăm la asta. Mai departe o să vedem despre abilități, responsabilități și bani. O să avem în curs, o să fie sesiunea, spre exemplu, fiecare vineri noi o să ne adunăm în Zoom cu mine și o să avem exerciții de grup. Deci Zoom are așa o funcție interesantă, n-am folosit-o până acum, nu știu de ce,
când tu auto button și îi transferă în 100 de grupuri câte 3 oameni. Și acolo să fie lucrurile, exerciții mici, iar înapoi. Deci ceea ce vreau eu, vreau prin programul ăsta să trecem ca toate profesiile și să înțelegi tu ca specialist. Ori angajatul tău, el vopșe, e content maker sau e story maker, sau el înțelege că story maker asta înseamnă 1, 2, 3. Ca pe urmă poate să meargă la facultate în zona dată. Și a să vedeți modulele, ce vreau să zic este despre promisiunea noastră de mai departe, este că voi aici, unici aveți ocazia, probabil asta este mai mult un experiment pentru mine, prețul ăsta, dar doar aici cursul îți costă 170 de euro, cei care o să se registrează, și eu și un QR code, și fetele, și la ieșire. Dacă voi sau angajatul vostru vreți să treacă programul ăsta, iar facultatea, apropo, o să apară în februarie. Și ea o să fie 6 luni de zile și probabil o să fie între 900 și 1500 de euro. Deci asta nu o să fie un curs ieftin, e să fie un curs foarte deep, pentru că noi să lucrăm ca la școală. Respectiv, noi avem 3 prețuri și aceste 3 prețuri sunt azi cel mai scump, că ați venit. Azi este o ofertă testăvă, noi ne-am gândit, dar pe lângă content să facem așa eveniment de prelansare a deschiderii bazărilor. O să avem pe ce dată webinarul, Maria? 13 noiembrie webinar, acolo o să vindem la 99 de euro și după webinar deja o să fie 149 de euro. De aceea, dacă voi o să puteți să vă faceți poză, puteți să reveniți când o să primiți prezentare, dacă voi vreți să porniți în această cale cu scopul primul, antreprenorii, eu nu știu dacă antreprenorii trebuie să treacă cursul ăsta, numai dacă voi nu vreți în felul următor, să vă dezvoltați o abilitate pentru control, pentru că antreprenorii din grila asta, da, antreprenorii din grila asta, posibil, antreprenorii din grila asta, nu. Nu se merită ora ta de muncă când trebuie să faci business să economisești perioadă. Nu numai dacă într-un loc te mănâncă, dar nu. Dacă tu ești în zona asta, 1-3.000 de euro profitabilitatea afacerii, și tu zici, băi, trebuie să fac totuși eu stories-uri pentru personal branding-ul meu, pentru zona, să mă învăț să fac publicitate, atunci, da, probabil este și pentru tine acest program. În rest, este accentuat pentru angajați și pentru freelanceri. Ca după voi să mergeți în 3 paradigme. Sau tu nu mai faci zona asta. Deci, sarcina modulului 3 este să vă spuneți la întrebarea dacă voi și vreți să vă ocupați cu asta. Pentru că dacă tu ați faci toate examenele și ați spune, nu, dacă eu asta trebuie să fac în fiecare zi, tu dă lămăză. Dacă tu treci, tu poți să mergi în 2 paradigme. Tu spui, băi, eu am înțeles că trebuie să vând. Apropo, freelancerii asta nu tăți înțeleg. Freelancing-ul nu este despre abilitatea de setat publicitate, de a face content și de a face story. Freelancerul e ta malincă ciudă. Freelancerul e ta malincă hiperprimatel. El trebuie să ducă la client, să facă oferte, să udivlească, unii fac conținut, unii fac reclamă, tu trebuie să menții clientul ăsta. Tu nu vii în zona asta. Deci, deseori, migrarea poate să meargă neajajat. Noi în piață avem rău și greșit așa un fel de paradigmă, eu sunt adeptul să vorbesc despre asta, că antreprenoriatul ăsta e super crută, dar angajat ăsta e tipa loh. Tipa, toți vor și antreprenoria mea. Toți vor. Ei nu știu că statistica arată că în primii 3 ani mor 99, întreg și 99, și 99, dar toți vor să fie. Dacă tu antreprenor ești pentru că nu poți să nu fii, băi, period. Dar dacă tu nu știi să vinzi, nu-ți place să vorbești cu oameni, nu vrei să stai așa și să vorbești în fața la oameni și crezi că costă la Amazon de 99 de 95 de euro și la tine clienți poate cu tricoi. Nu, dar de tine sunt încă băjă de ținești. Deci în zona asta eu vă recomand să atrageți atenția. Apropo, evenimentul ăsta noi l-am făcut tare de mult la Leo Grand. Asta este un exemplu de-al meu. Eu am cheltuit, cred că 250.000 de lei pentru organizarea acestui eveniment. Au venit 900 de oameni gratuit în sală. Frumos era, tare frumos era. Întâmplător n-ați fost cineva din voi? Nu? Eu am cheltuit bani acolo, dar voi... Ce e istoria?
evenimentul a fost tare frumat. Florentino Di Liro a făcut nu știu ce acolo. Ori o dat de jin. Era billboard mare. Și eu am povestit la 900 de oameni despre Facebook și ceva, că acolo pagina de Facebook, probabil că e mai fix de asta. Și la urmă am ieșit așa în față. Dar noi de unde am copiat de lui Laurent, vine pe perioada aceea. Și Laurent vinde ca ciort. Prostă vinde ghine. Și eu am ieșit, știpa, mulțumim mult că ați venit. Dacă să vreți cursuri, înscriți. După asta, înscriți. Mulțumim, aplauze. Și eu înțeleg că eu am făcut eveniment de 250.000 și eu n-am vândut. Dar știi ce feeling avem în interior? Eu tipa, oamenii ăștia au venit. Și a zic, au venit gratuit, așa ne-au adus în sală și mai ne-a dat nou curs. Nu-i creștinește, domnul Mitru, nu-i creștinește. Și asta era prima, doilea în sală era mama cu tata. Asta a fost, că eu am investit în brandingul meu în fața părinților mei, 250.000. Eu am văzut că o sală întreagă a aplaudat, dar noi suntem de la Sarata Galbenă, ca că nici la primărie atâția oameni nu vin la concert. Dar asta la Leo Grand era. Asta era vârșii pilotaj. După asta noi am mai făcut un eveniment Zoom Your Business, fix așa cu 900 și fix așa de succes. De aceea, în sensul ăsta, vânzarea e factorul cel mai greu. Nici acum nu este incomod, sincer, să spun, nu vreți curs? Nu, tipa, voi doar ați scris, da? Cui trebuie? Și am înțeles o chestie tare interesantă. Am înțeles o chestie la care eu vreau să lucrez, în sensul ăsta. În interviul ăsta, un nene de la AMCRM, el spune că există două etape în vânzarea unui produs. Există atunci când marketingul nu trebuie pentru produs. Marketingul nu trebuie atunci când produsul este unic și foarte bun. Spre exemplu, dacă voi sunteți utilizatori, cine este utilizator de iPhone? iPhone? Sunt? Sunt. Dacă voi țineți minte iPhone-ile 4, 5, 6, 7, întotdeauna era o tehnologie. Nu tipa și totul slucealți. Fiecare iPhone îl făcea ceva nou. De la 11 încoașe, tot mai mult auzi că zice Vilsa, șo za хуйня? Șo такое? Șo случилось? Și acum marketingul pușuiește iPhone. Amuia nu tehnologia produsului pușuiește produsul, dar atunci când produsul se oprește din evoluție, din tehnologie, marketingul trebuie și încă mai mult în zona dată. De ce voi vedeți foarte multe produse de lux care n-au tehnologie, au mai mult marketing. Mai mult marketing. De ce? Noi mizăm pe faptul că prima rundă vor fi câți vor fi, iar rezultatul va arăta că produsul ăsta merge într-o altă zonă. Și acreditarea care noi vrem și specializarea și mai mult ca atât, acum noi planificăm, chiar ieri am vorbit cu potențial partener, posibil să apară un proiect care o să se numească Fabrica de Marketing. Este un proiect care o să fie dedicat o platformă pentru freelancer. Știți cum este Upwork, freelance, numai că asta să fie în Republica Moldova. Și noi vom fi acei care vom acredita dacă freelancerul va apărea pe această platformă sau nu. Adică nu oricine se poate să intre pe această platformă, dar va fi un fel de... Iaca, treci examenul ăsta, eu să văd că tu știi business managerul corupției nascii și mai departe poți să lucrezi pe platformă. Că ce mă uită? Că toți cei care o să treacă instruirile noastre, eu am responsabilitatea ca, într-adevăr, la final să fie un test și în formatul cursului nostru să fie trackeri, care în grupuri mici de 50 oameni o să verifice întotdeauna timp pentru acasă. Asta este promisiunea care noi o avem în fața voastră, care noi avem în fața industriei, dar voi ne cunoașteți, noi suntem tare bravă, mulțumesc!